Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Vă spun un bun venit în această dimineață! Bine ne-am reîntâlnit din nou împreună! Mă bucur că ne putem întâlni ca să putem să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne mai adunăm câțiva și să mai delectăm puțin atmosfera și apoi vom începe lecțiunea din această dimineață. Pacea Domnului Zenobia Cotea, bine ați venit cu noi în această dimineață. Îl salutăm și pe alții în egală măsură. E o zi foarte frumoasă. Costel Petrovici, pacea Domnului. Carmen Gherghina, bună dimineața. E o zi foarte răcoroasă, frumoasă. Mai târziu poate se încălzește, că și pe la noi este cald. Dragilor, în această dimineață, cum v-am spus, ne întâlnim din nou împreună pentru a face lecțiunea, școala de sabat, unde putem învăța lucruri frumoase din Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că Dumnezeu ne pune la dispoziție aceste momente în care să ne putem întâlni din nou. Vom avea în dimineața aceasta o lecțiune destul de importantă, oricum n-am mai făcut-o de mult. Viața modelată de Hristos și vorbirea inspirată de Duhul. Pace, Vasilene, bine ai venit cu noi. Pace, Taraș Maria. E frumoasă, normal, dar problema este că câți dintre dumneavoastră vreți să aveți această pace, această priveliște? Înțelegeți? Haideți! Nu mai stați la orașe, nu mai stați în locuri în care n-ar trebui să mai stați. Cotea Zenobia spune, natura este cel mai frumos, natura în felul ăsta să trăim. Nu. E alegerea fiecăruia, să știți că Dumnezeu ne-a lăsat pe toți, cum spune Zenobia Cotea, să trăim în natură. Problema este alta, că ce ne dorim noi, unde vrem să trăim, cum vrem să trăim, unde ne simțim noi bine. Dacă noi nu ne simțim bine în ceea ce a vrut Dumnezeu, trăim acolo unde credem noi că este bine. Înțelegeți dumneavoastră? Dar Dumnezeu ne spune destul de clar cum să trăim, ceea ce să facem, unde să facem. De ce credeți dumneavoastră că în dimineața aceasta avem această lecțiune care spune așa, viața modelată de Hristos? Cine ne modelează nouă viața? Ne modelează oamenii sau ne modelează Dumnezeu? Cum este viața noastră? Cu cine se aseamănă? Se aseamănă cu Hristos sau se aseamănă cu lumea? Nu înțelegeți dumneavoastră? Și dumneavoastră, Taraș Maria, aici n-am unde să mă plec pe genunchi, este udeală. Haideți să ne rugăm și apoi să procedem la învățăturile noastre în această dimineață. Mă voi ruga, vă rog să mă însoțeți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, venim și în dimineața aceasta înaintea ta, la picioare tale. Să-ți mulțumim, Doamne, că ne-ai odihnit în pace și liniște. Îți mulțumim că ne-ai ferit de orice rău, că ne-ai purtat de grijă, ne-ai călăuzit, ne-ai condus pe fiecare.
Te rugăm să ne ierți dacă am greșit cu ceva și Tu să fii cu noi în tot ceea ce vom face. Ajută-ne să fim credincioși, ajută să înțelegem cuvântul Tău, ajută să ne asemănăm cu Tine, să vorbim de la Duhul Sfânt, să trăim și să umblăm în temele și căci sunt de Tine, să prezentăm adevărul Tău așa cum este El. Fă ca cuvântul Tău să ia loc în viața noastră, te rugăm pentru lista de rugăciune. Este mare nevoie să intervii în viața celor care sunt trecuți acolo, pentru că au nevoi și probleme, dureri și suferințe pe care Tu să le alini, să-i vindești pe cum găsești cu cale. Dar te rugăm ca niciunul să nu piară, binecuvântează proiectul nostru de lucrare misionară, să-l ducem la îndeplinire, scoate lucrătorii în via Ta, te rugăm să trezești poporul, să faci ca lucrarea să se dezvolte și numele Tău să fie mărit, slăvit și onorat în toate. Ajută să ca tot ceea ce facem astăzi să fie pe slava și onoarea numelui Tău. Am intrat în odihna fizică, dar ajută-ne să intrăm și în odihna spirituală. În numele Domnului Iisus am cerut acestea. Amin. Dragii mei, binecuvântat să fie Domnul pentru tot ceea ce face pentru noi oamenii, fiindcă El de fiecare dată se pune la dispoziția noastră pentru a ne mântui și a ne salva. Fiecare om este liber să aleagă, fiecare este liber să trăiască cum vrea, fiecare este liber să ia orice decizie, fie spre bine sau fie spre rău. Problema este că la terminare se va vede că și fiecare ce a ales, aceea va avea. Înțelegeți noastră. Vreau să vă reamintesc în dimineața aceasta că proiectul nostru pentru tipărirea cărților Calea către Hristos, evenimentele finale și Daniel și Apocalipsa rămâne deschis, dragii mei, costă 80 de bănuți o cărticică. Vreau să le mulțumesc din nou tuturor acelora care aseară au fost în direct cu mine și m-au ascultat și mi-au cerut pentru a ajuta lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze eforturile lor și tot ceea ce fac. Le mulțumesc în continuare și să rămână lângă Dumnezeu. Deci, cum vă spuneam, dragii mei, cine ne modelează nouă viața? Ileana Martin, multă pace, sora. Cine ne modelează nouă viața? De unde vorbim noi mânați? Nica, bună dimineața! O prietenă de nădejde. Așa. Cine ne modelează nouă viața, dragii mei? De unde vorbim noi de multe ori? De unde alegem să vorbim? Vorbim de la noi sau vorbim de la Dumnezeu? Când faci lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să vorbești de la Dumnezeu. Când faci lucrarea omului, trebuie să vorbești de la om. Poți să pretinzi că ești creștin, poți să pretinzi că ești ceea ce ești. Problema cea mai gravă este că în momentul în care tu vorbești, pretinzi că vorbești din altă parte decât din ceea ce spui. Foarte mulți dintre noi spunem, domnule, noi suntem creștini, noi suntem așa, noi iubim pe Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Păi da, eu înțeleg că ești copilul lui Dumnezeu, dar de ce vorbești din altă parte? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, de ce asculți de altcineva și nu de Dumnezeu? De ce înclinația ta de fiecare dată este către altceva și nu către Dumnezeu? Și Sfânta Scriptură spune așa, faptele voastre, vorbirea voastră, viața voastră, trăirea, tot ceea ce faceți voi, demonstrează că sunteți ai unuia sau al altuia. Adică ai cui? Dacă faptele noastre sunt contrare voinței lui Dumnezeu și vorbirea noastră și tot ceea ce facem, adică noi suntem oameni ai diavolului și nu oamenii lui Dumnezeu. Dar dacă viața noastră este trăită conform voinței lui Dumnezeu, înseamnă că noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Acum fiecare trebuie să se gândească. Că eu, de exemplu, pot să spun de multe ori. Sau mulți dintre noi spunem, domnule, dar nu știi ce ai în inima mea. Deci nu se poate să ai în inimă ceva, să faci altceva. De exemplu, e un pom. E un pom. E prun. E nuc. Este roșie, legume sau ce este. Ea dă roade că e roșie, face roșii. N-are cum să facă altceva. Același lucru se întâmplă și cu omul. Zice Dumnezeu, cum pomul este cunoscut după rod și omul este cunoscut tot după rodul lui. Dacă rodul lui nu este conform voinței lui Dumnezeu, nu este după voia lui Dumnezeu. Nu bazmele acelea care sunt inventate, zice, domne, stai așa, că uite, eu am în inimă, că tu nu știi, că eu cred, că nu știu ce. Alea sunt bazme, dragii mei. Deci sunt bazme, n-au nimic de a face cu Dumnezeu, n-au nimic de a face cu Sfânta Scriptură, n-au nimic de a face
cu ceea ce credem noi oamenii. Nu au nimic, dragii mei. Deci nu au nimic de a face cu ceea ce spune Dumnezeu. Astea sunt lucruri, sunt scuze, argumente în care să ne scuzăm atitudinea, argumente în care să ne schimbăm, să ne scuzăm viața, dar înaintea lui Dumnezeu nu merge cu argumente. Înțelegeți? Bună dimineața, pacea Domnului Natalia Moica. Da, s-a întrerupt. Mulțumesc, Daniel. S-a întrerupt, nu știu ce s-a întâmplat, căci dintr-o dată s-a întrerupt. Nu, se mai întâmplă și lucrurile astea. Acum trebuie să distribui din nou. Trebuie să distribui din nou, că s-a întrerupt. Haide să punem puțin o melodie, ca să pot să distribui și apoi... Apoi vom continua. Da, s-a întrerupt. Mulțumesc. Imediat distribui și ne reîntâlnim din nou acum. Da, dragii mei, s-a întrerupt. S-a întrerupt. Dacă vreți să mă ajutați puțin să distribuiți, ca să revină din nou cei care au fost, eram destul de bine. S-a întrerupt, dintr-o dată s-a întrerupt. A trebuit ca să reiau din nou transmisia, a trebuit să distribui din nou. Asta este, n-avem ce să facem. Ioannica, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi oamenii. Că El de fiecare dată se ocupă de toate lucrurile. Chiar dacă satana de multe ori mai pune piedici și așa mai departe, sper că în continuare să ne adunăm din nou. Știți ce se întâmplă de multe ori? De multe ori când transmiți și se întrerupe transmisia, Facebook-ul se întrerupe și apoi nu te mai găsește nimeni. Dar nu e nicio problemă. Dumnezeu știe mai bine tot ceea ce trebuie. Deci cum spuneam, dragii mei, spuneam că viața noastră trebuie să fie după cum cere Dumnezeu și nu după cum credem noi. Viața pe care o cere Dumnezeu trebuie să fie o viață compatibilă cu viața lui Dumnezeu. Zice că Dumnezeu când va veni va mântui Hristos. De aceea spune aici că viața modelată de Hristos și vorbirea inspirată de Duhul Sfânt. Adică și vorbirea noastră, și gândirea noastră, și trăirea noastră, și
Absolut tot. Eu am amintit de foarte multe ori în prezentările de la școala de Saba și în prezentările pe care le-am avut probleme și de îmbrăcăminte. Aici vorbește, de exemplu, avem viața modelată de Hristos, apoi spune așa, spirala păcatului, schimbarea majoră a hainelor, vorbirea cu har, Duhul Sfânt în viața credinciosului, înțelegeți dumneavoastră, bunătate și nu amărăciune. Deci arată că tot ceea ce trebuie să facem, trebuie să facem după voia lui Dumnezeu. Zice așa, să ne ținem totdeauna ochii ațintiți la Hristos și El ne va apăra. Privind la Hristos, noi suntem în siguranță, nimic nu ne va smulge din mâna sa, astfel, dacă vom privi mereu la El, vom fi schimbați în același chip al Lui, din slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18. Deci ce trebuie să facem noi? Deci trebuie să privim la Hristos, trebuie să avem ochii ațintiți către El, căci fără El nu vom putea să facem absolut nimic. Deci nu vom putea să facem absolut nimic. În prezentarea pe care am avut-o aseară, dacă vă aduceți aminte, am amintit niște lucruri care cineva mă condamnă și zice, dar nu trebuie să vorbești, Domne, adică lucrurile care predicăm, lucrurile care se întâmplă în biserică, dar ce trebuie să predicăm? Noi trebuie să predicăm problema păcatului. Noi trebuie să predicăm problema păcatului. Problema cea mai importantă este problema păcatului, dragii mei. Nu alte lucruri, nu alte invenții, nu alte lucruri care noi credem că nu știu cum și nu știu ce. Nu, 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 nu. Noi trebuie să predicăm doar problema păcatului. Fiindcă în problema păcatului este inclusă mântuirea lui Dumnezeu. În problema păcatului este salvarea noastră, apropierea de Dumnezeu, modelarea și asemănarea cu Dumnezeu. Pacea Domnului Viorica Călin, Ureisteriana. Deci, dacă noi nu eliberăm păcatul și nu ne eliberăm de el și nu-i dăm drumul din viața noastră, noi nu avem cum să fim mântuiți. Dumnezeu nu poate să mântuiască un om care are păcat. Dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură, Apocalipsa spune așa, Cotea Zenobia, pacea Domnului, spune așa Sfânta Scriptură, că Duhul Sfânt nu se va pune pe nicio persoană, niciun om, care va avea vreo pată sau vreo zbârcitură. Zice, cei mântuiți, cei sigilați de Dumnezeu, nu s-a găsit în viața lor nicio pată, nicio zbârcitură, nu s-au întinat cu femei, n-au făcut lucrurile așa, n-au făcut așa. Acolo reprezintă cu adevărat caracterul Dumnezeu. Dacă noi oamenii nu avem, pacea Domnului Grigore, dacă noi oamenii nu avem chipul lui Dumnezeu în noi, noi nu putem să fim mântuiți. Duhul Sfânt nu va cade peste niciunul dintre noi. Și oamenii se supără de multe ori când mostri păcatul, oamenii se supără de multe ori când spui anumite lucruri, oamenii se supără când tragi atenția cu privire la lucrurile acestea, în loc să se bucure că Dumnezeu trage un semnal de alarmă, fiindcă păcatul ne înfășoară lesne, păcatul ne ține departe de Dumnezeu, păcatul ne face străini de Dumnezeu, păcatul ne face să iubim altceva decât pe Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră, păcatul este problema tuturor lucrurilor. Și spune că cel ce este legat de păcat este păcatul în el. Și păcatul, dacă este în el, nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, când se apropie de un om păcătos, zice că este ca un foc mistuitor, îl va arde, îl va nimici. Și de multe ori putem să ne rugăm, putem să facem programe de servicii divine, putem să facem tot felul de lucruri. Dacă suntem păcătoși, Dumnezeu nu se poate apropia de noi. Dacă Dumnezeu s-ar apropia de noi, la fel cum s-a apropiat în vechime de poporul Israel, știți ce s-ar întâmpla, dragii mei? Am arde și noi, am arde la fel ca fiii lui Aron, am arde la fel ca Uza, am arde și am arde și am arde de a muri cu toți, în care nu va mai fi niciunul în viață. De aceea Dumnezeu zice, curățiți-vă de păcat. Viața voastră trebuie să fie modelată de Hristos. Noi trebuie să ținem totdeauna ochii ațintiți către Hristos, căci El este singurul care ne poate apăra, El este singurul care ne poate sprijini, El este singurul care ne poate salva.
Noi nu putem să facem nimica de la noi înșine. Ne străduim de multe ori să facem multe lucruri. Și eu m-am străduit în viața mea pentru anumite lucruri. Și acum am o problemă ca fiecare om, că suntem păcătoși pe pământul acesta. Și am spus, Doamne, nu mai pot. Deci eu lupt și degeaba lupt. Că nu mă ajută cu nimica. Vreau ca să lupt pentru mine. Vreau să-mi dai putere. Vreau să mă ajut să mă eliberez de anumit lucru și să fac voia ta. Deci noi trebuie să luptăm împreună cu Dumnezeu, dar noi de multe ori căutăm să luptăm prin propriile noastre forțe, să luptăm prin puterea noastră, prin ideologia noastră și toate aceste lucruri. Și oamenii se supără când le spui lucrurile acestea. Da, ce critici, da, ce ai ceva împotriva noastră, da, cine te-a pus pe tine, cum spuneam aseară, cineva îmi trimite un mesaj, cum ar fi, doar că n-a zis că este trimis, dar a venit cineva și zice... Băi, dar ce vorbește ăla, mă? Cine l-a autorizat pe el, mă? Câtă teologie, câtă facultate de teologie are, câtă diplome are? Vreau să-mi arătești nouă diploma, cine l-a învățat pe el să vorbească sau cine l-a autorizat pe el să vorbească și să predice. Deci, dragii mei, de multe ori satana caută și oamenii caută pe pământul acesta ca ei să vorbească autorizați de oameni, pregătiți de oameni, diplomați de oameni, ci nu de Dumnezeu. Florin Vodă, multă pace! Deci, vedeți dumneavoastră, noi căutăm să plăcem oamenilor, ci nu lui Dumnezeu. Așa zicea și de Domnul Iisus Hristos la un moment dat, zice, dar de unde vorbește El? Dar El n-a învățat niciodată în școlile noastre. Dar n-a făcut aia, n-a făcut cealaltă, n-a făcut cealaltă. Și zice Domnul Iisus Hristos că El a evitat de fiecare dată să meargă la școlile lor, să se apropie de ei, să accepte învățăturile lor. Aici nu condamnăm că nu este bine să n-ai o școală, că Dumnezeu îi explică lucrul acesta și dă porunci sigure și precise și spune Dumnezeu, voi trebuie să aveți școlile voastre, grădinițele voastre, voi trebuie să aveți instituțiile voastre, voi trebuie să vă pregătiți, voi trebuie să faceți anumite lucruri, dar trebuie să aveți atenție. Mare, sporită, acolo voi nu trebuie să învățați decât ceea ce reprezintă pe Hristos. Că prin învățătura pe care o dai unui copil, aia va semăna în el, aia va transforma caracterul și chipul omului, ori după chipul lumii, ori după chipul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, trebuie să avem mare grijă. Și o spuneam aseară, cu părere de rău o spun, și mi-asum toată responsabilitatea ei, indiferent care va fi hotărârea oricui și chiar a bisericii, că până la urmă hotărârea o dă Dumnezeu. De exemplu, Congresul Tinerilor Adventiști de ziua 7-a. Dacă v-aș fi pus toate videourile și să vedeți anumite lucruri, cum făceau din mâini, așa îi punea și cea să maseze pe cel din față în biserică și de la învol în biserică, și zice, de acolo prezentatorul zice, alții le pare rău că dacă știau s-ar fi mutat în spatele altcuiva, s-ar fi avut pe altcineva în fața lor ca să poată să facă masaj. Asta îi înveți pe tineri? Asta îi înveți pe tineri? În casa lui Dumnezeu aplauze, râsete, pantaloni scurți, strâmți, decolteuri, tineretul acesta, păi dragul meu, vorbea cineva de curând zilele acestea despre fătălăi ăștia acum care le place să umble bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Nu-mi pasă până la urmă care va fi problema. Eu n-am nimic împotriva lor. Facă ce o vrea cu fondul lor, cu viața lor, cu trupul lor. E problema lor. Și îi arăta îmbrăcat să întoarce și în fuste și zice că începe războiul cu Putin. Unde mai mergi la război? Cu cine mergi? Ăștia sunt pentru război? Același lucru, dragii mei, se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Ce să faci cu fătălăii, cu nici nu știi care mai e și cum mai este, că nimeni nu mai este pregătit pentru lupta credinței. Nici fetele, nici băieții nu au pe inimă povara păcatului, nu au pe inimă să se asemene cu Hristos, nu au pe inimă, Emanuel, bine ai venit cu noi în această dimineață, nu au pe inimă să schimbe viața, să-i dea slavă lui Dumnezeu, nu au pe inimă să suporte, pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie, nu au absolut nimica, absolut nimic. Povești, i-adun pe tineri, Congresul Tinerilor, păi ce să faci?
ce să facă tinerii? Pentru ce i-ai adunat? Să le spui povești cu oaia, dăm oaia că-ți fac felul, dăm oaia, dăm... În casa lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, ce au ajuns bisericile lui Dumnezeu? Au ajuns bisericile lui Dumnezeu săl de spectacol, săl de mizerie? Ce au ajuns? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Zice Sfânta Scriptură, casa Tatălui nostru trebuie să fie ce? O casă de rugăciuni. Să nu vă apropiați, spune Dumnezeu, pune niște otare ca să nu-i omor. Cine se va apropia, n-ai voie să intri la altarul Dumnezeu. Chiar dacă este adunare, dacă e închinată lui Dumnezeu, spune cuvântul Dumnezeu, alții spunea, aseară îmi zice cineva, zice, frate Liviule, dar e pe săptămână. E pe săptămână, nu e în sabat. Și cuvântul Dumnezeu spune așa, chiar și în timpul săptămânii, când intri în localul de închinare, care este dedicat și închinat lui Dumnezeu, trebuie să ai aceeași atitudine și același comportament, la fel ca și în sabat. Înțelegi? Înțelegeți dumneavoastră? Grigore, nu trebuie să le dăm noi la fund cu băta. Știe Dumnezeu ce să facă. Dumnezeu nu ne pune nici pe mine, nici pe tine, nici pe unul dintre noi să le dăm la fund sau să-i omorâm. Judecata aia lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, zice, voi propăduiți Evanghelia, face ceea ce este drept și de restul se ocupă Dumnezeu. Înțelegeți? Eu știu că este indignarea aceasta, dar problema este că noi trebuie să facem lucrurile pe care ni le cere Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră, dragii mei, casa lui Dumnezeu nu mai este casa lui Dumnezeu. Mulți s-au indignat și s-au supărat pe mine când am spus, domne, n-o să fie mântuiți din adventiști de ziua șaptea nici măcar 1%. Poate 1%. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că nici 1% din poporul Dumnezeu nu este pregătit să părăsească pământul. Nu este pregătit să fie luat la ceruri și să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nu este. Nu este, fiindcă preocuparea noastră, Paul Mic, bine ați venit cu noi. Ia-o, spăi, în timpul săptămânii nu mai suntem credincioși. Păi nu mai suntem credincioși, noi suntem, dar nu poți. Deci nu poți, dragul meu. Adică toată, îi dădeam un exemplu aseară fratelui care a vorbit cu mine și i-am spus așa. Ai un părinte, da? Și toată săptămâna îl înjuri pe părintele tău, vorbești urât, te comporți urât. Și apoi o zi pe săptămână te întâlnești cu părintele tău, tu crezi că vei avea altă atitudine în față de părintele tău pe care ai avut-o pe toată săptămâna? Nu! Chiar dacă ai vrea să te abții, tot îți va scăpa din gură. Păi dacă toată săptămâna ai rostit injurii, lucruri grele, lucruri urâte, n-ai cum să te comporți înaintea lui Dumnezeu altcumva. Și acum eu te întreb pe tine, dragul meu, dacă copilul tău în casa lui Dumnezeu, toată săptămâna, ciolane goale, glume, spectacol, la altarul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, și apoi în sabat, dai la o parte tot ce ai acolo și vine unul și predică, păi ce predică? Păi cum, dacă toată săptămâna aici am făcut scamatorii, am făcut lucrurile acestea, crezi că apoi în sabat mai ai altă atitudine față de Dumnezeu și de locul prezenței lui Dumnezeu? Nu ai! Că nu ai cum să ai altă prezență. Înțelegi? Daniel Iene, bine ai venit cu noi în această dimineață. Nu ai cum, dragul meu. Și dacă viața ta nu este modelată de Hristos și inspirată de Duhul Sfânt, n-ai cum. N-ai cum. În prezența... Vorbeam aseară cu cineva la telefon iar din nou și spuneam așa despre lucrurile acestea, că după predică mă sună oamenii, unii mă ceartă, unii mă felicită. N-am nevoie nici de felicitări, n-am nevoie nici de ceartă. Înțelegeți? Că alții zice, frate, dar bine, ai predicat, domn, frate, nu vreau laude. Că dacă primez laude, s-ar putea să mă înalt și să cad. Nu vreau. Să nu mă laude nimeni. Oamenii să se cerceteze, să meargă la Dumnezeu și să verifice, să se verifice în lumina cuvântului Dumnezeu dacă ceea ce fac este bine, dacă ceea ce fac este drept. Fiindcă va fi o lucrare groaznică pe care Dumnezeu o va aduce în viața oamenilor când oamenii fac lucrul acesta. Și le spuneam aseară, le spuneam la respectivul, dragul meu, n-ai cum înaintea lui Dumnezeu să fii altcumva. Nu ai cum. Nu ai cum. Înțelegi? Și Dumnezeu trage un semnal de alarmă.
că nu este bine. Îngerii lui Dumnezeu, când vin înaintea lui Dumnezeu, n-au nicio legătură cu păcatul. Ei sunt sfinți înaintea lui Dumnezeu și spune că cu două aripi și acoperă fața, cu două picioarele, și când se retrag din prezența lui Dumnezeu, cu două aripi zboară și se retrag cu spatele până iasă din prezența vizuală a lui Dumnezeu, acolo unde este în templul lui Dumnezeu, ca să nu ofenseze pe Dumnezeu. Bună dimineața, Suzana! Înțelegeți, noastră? Și noi de multe ori ne permitem, care avem nevoie de mântuire, care suntem păcătoși, care avem nevoie de curățire, de păcat, unde este viața noastră modelată după chipul lui Dumnezeu? Copiii noștri, dragii mei, copiii noștri sunt pregătiți pentru moarte, sunt pregătiți pentru idolatrie și apostazie. Copiii noștri sunt pregătiți ca să fie tornați ca jertfe pe altarul, nu al lui Dumnezeu, și pe altarul lui Moloch. Am spus-o aseară și o repet din nou. Retrăgeți-vă, copiii, de la programele acestea. Nu zic că toate programele bisericii sunt rele. Nu zic că toți conducătorii sunt apostaziați. Nu. Nu. Dar când vezi că un program nu are nimic de a face cu Dumnezeu, retrageți copiii, nu mai lăsați copiii să meargă. Dacă vă iubiți copiii, retrăgeți-i de la orice activitate bisericească care încalcă sfințenia lui Dumnezeu și formarea unui caracter și depravarea caracterului uman. Deci, depărtați-vă, luați-i de acolo pe copiii voștri dacă vreți mântuirea lor, dacă vă iubiți copiii, dacă voi îl iubiți pe Dumnezeu și vă iubiți viața și vreți mântuire, nu mai lăsați copiii să meargă în asemenea programe mizerabile. Mizerabile. În care nu există Dumnezeu, în care nu există Duhul Sfânt, în care nu este inspirație divină. Luați-vă copiii cât mai repede posibil, dragii mei. Cât mai repede posibil. Înțelegeți? Așa este, Zenobia Cotea. Avem o mentalitate greșită și noi credem că copiii noștri nu contează. Noi trebuie să-i ducem, că sunt programe organizate de biserică. Dumneavoastră credeți că Satana nu se poate folosi de oameni de biserică? Dumneavoastră credeți că Satana nu poate manipula aceste lucrări? Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu că de multe ori sunt foarte criticat. Foarte vorbit. Înțelegeți, noastră? Au început păstorii să meargă prin biserici să spună, băi, vedeți cu Liviu, aveți grijă, cu tare. Vorbesc, au văzut că nu pot așa, încep să vorbească la să-mi atace familia într-un fel sau altul, pe multe căi. Înțelegeți? Dacă au ajuns unii dintre ei, înțelegi? Dacă au ajuns unii dintre ei să vină să-i spună soției mele că eu nu sunt bun pentru soția mea, ar trebui să se despartă de mine și să găsească altul mai bun, sau cineva zicea, lasă că-ți găsim noi un băiat de treabă. Din biserică, din familie. Înțelegeți? Și aceștia vin și învață pe copiii voștri. Maricica Mate, bine ați venit cu noi. Sunt adventist de ziua 7-a. Da. Deci, dragii mei, eu nu pot să tac când văd. Și nu vorbim, că mulți o să zică, ha, 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 spunea cineva aseară, la voi adventiști și se întâmplă lucrul acesta. Voi credeți că la voi nu se întâmplă? Rodica Popovici, bine ați venit cu noi în această dimineață. Credeți că la voi nu se întâmplă? În toate bisericile se întâmplă lucrul acesta. În toate bisericile este apostazie, în toate bisericile este idolatrie, în toate bisericile este tendința de depărtare de Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează ce crede conducătorul bisericii despre mine. Înțelegeți, dumneavoastră? Pe mine mă interesează ce spune Dumnezeu despre mine.
Eu, fiindcă predic lucrurile acestea și le aduc înaintea dumneavoastră, mie mi este atacată familia, îmi sunt mesaje trimise și adresate verbal și scris, dar nu-mi pasă. Mă rog la Dumnezeu să ne dea putere să rămânem în continuare, în picioare, și să facem ce este drept. Înțelegeți dumneavoastră? Fiindcă lui Satana nu-i place. Înțelegeți dumneavoastră? Maricica Mate mă întreabă, așa v-ați născut cu aceasta? Nu. Eu provin dintr-o familie ortodoxă. Deci, dragii mei, trebuie să ne modelăm viața după Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să ne modeleze viața. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Hai să vedem mai departe, spune. În felul acesta au ajuns primii ucenici să fie asemenea scumpului lui Mântuitor. Ucenicii erau și ei niște oameni supuși, același slăbiciun ca și noi. Ei aveau de dus aceeași luptă cu păcatul ca și noi și aveau nevoie de același har pentru a trăi o viață sfântă. Da, Barsa Tarzan, bine ați venit. Ioan Redin, bine ați venit. Cineva îmi trimitea un mesaj verbal de curând și zice, da ce mă, da ce tu nu ai păcătuit, da tu n-ai făcut aia, da tu, da, e adevărat, am făcut. Înțelegi? Problema este că Dumnezeu privește la ceea ce faci, la cum te schimbi. Wagner Iuliana, bine ai venit cu noi. Înțelegi? Noi de fiecare dată avem tendință să zgârmăm în trecut, ci nu în prezent. Noi nu vrem să ne asemănăm cu Domnul Iisus. Ucenicii spune că aveau și ei. Păi ce ucenicii dacă au greșit înaintea lui Dumnezeu? Și, păi da, Petru l-a lepădat pe Domnul Iisus și s-a blestemat și a jurat că nu-l cunoaște pe Domnul, cu jurăminte și cu înjurii la adresa lui Dumnezeu. A spus blesteme și înjurături pentru lepădarea Domnului Iisus Hristos în numele lui Dumnezeu. Și oare Dumnezeu nu l-a iertat? L-a iertat. Dumnezeu l-a primit. Și nu aveau dreptul să mai vorbească. David a păcătuit, a comis crimă. A luat nevasta altuia, a păcătuit foarte greu înaintea lui Dumnezeu. Dar noi privim doar la păcate și noi nu privim la transformare și la schimbare. Și David este cel care a scris foarte mult salmi. David este care a făcut lucru, om după inima lui Dumnezeu. Toți avem aceleași lucruri, dar știți cum suntem noi oamenii? Noi suntem oamenii de multe ori pregătiți să ne uităm ce face altul, ci nu ce facem noi. Noi suntem pregătiți să privim la păcat, ci nu la pocăință, nu la schimbare, nu la transformare și multe alte lucruri. Maricica Mate spune, nu vă spărați, de ce nu ați rămas pe religia cu care v-au lăsat-o părinții? Dar n-am nevoie, Maricica Mate, ca să rămân cu religia părinților. Eu am nevoie să rămân la ceea ce spune Sfânta Scriptură. Pe mine nu mă interesează ce spun părinții. Dacă părinții spun din Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, dacă ei îl onorează pe Dumnezeu, dacă ei îl cinstesc pe Dumnezeu, dacă ei aduc închinare lui Dumnezeu, sunt de acord, ascult de părinții mei, mă supun. Dar dacă părinții sunt idolatri, de exemplu noi românii am fost cei mai idolatri și suntem cei mai idolatri. Noi ne tragem din daci și dacii se închinau la zamorse, dacii aduceau ardere de tot copii, făceau tot felul de jertfe și tot felul de lucruri nenorocite și sataniste, apoi poporul român, între ghilimele, s-a creștinat, că nu s-a creștinat cu nimic, nu mai aducem copii ca jertfă pe altarele lui zamorse, dar acum mergem în genunchi, ne închinăm la moaște, la sfinții, pupăm bracle, facem tot felul de lucruri, dar numai la Dumnezeu nu ne închinăm. Înțelegeți? Pe mine mă interesează ceea ce spune Dumnezeu, nu ceea ce spune mama și tata. Dacă mama și tata slujesc pe Dumnezeu, o să-mi spună cuvântul lui Dumnezeu. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră, doamnă dragă, dacă Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură, zice așa în poruncile Lui, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci nicio
înfățișare a unei femei, a unui bărbat, a unui om, a oricărui lucru care este pe pământ, mai jos de pământul sau în ceruri, ci să te închin doar Domnului Dumnezeului tău. Păi mama mea și cu tatăl meu mi-au lăsat credința să mă închin la icoane și să mă rog la sfinți. Și Dumnezeu spune, nu trebuie să faci lucrurile acestea, tu trebuie să te închin la Dumnezeu. Apoi spune să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Și mama mea și cu tatăl meu mi-a arătat cum să-L înjur pe Dumnezeu, cum să spun bancuri și glume despre Dumnezeu. Când porunca lui Dumnezeu spune, 6 zile să lucrezi și ziua 7 este ziua Domnului Dumnezeul tău închinată, să te închin lui Dumnezeu, să rugi Dumnezeu, sabatul este al Domnului Dumnezeului tău. Și părinții mei mi-au lăsat ca eu să mă închin duminica, în prima zi a săptămânii, care n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Eu nu pot să rămân la lucrurile pe care mi le-au lăsat părinții mei. Păi, eu știu că părinții mei m-au adus pe lume prin Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, că dacă Dumnezeu vrea ca o femeie să rămână stearpă, rămâne stearpă. Dacă o femeie trebuie să facă copii, face copii. Și eu sunt proprietatea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu mi-a oferit niște părinți pe pământul acesta să mă crească. Dar dacă părinții mei nu mă cresc pentru Dumnezeu, eu nu pot să ascult de părinții mei. Eu îi respect, îi cinstesc. Dacă mai trăiesc, dacă nu, n-am ce să fac. Dar eu trebuie să-L cinstesc pe Dumnezeu. Înțelegeți? Trebuie să-L cinstesc pe Dumnezeu. Asta e cel mai important. Fiindcă nu mă mântuiește nici mama, nici tata, mă mântuiește Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat mântuire, Dumnezeu mi-a dat salvare, Dumnezeu mi-a dat... A murit pentru mine, n-a murit mama și tata pentru mine. Dumnezeu a suferit în locul meu pe cruce, nu mama și tata. Înțelegeți dumneavoastră? Câți dintre noi înțelegem lucrurile acestea, dragii mei? Să mergem mai departe. Chiar Ioan, ucenicul iubit, cel care a reflectat cel mai mult asemănarea cu Mântuitorul, nu avea din fire un caracter plăcut. El nu numai că era încrezut și ambițios după mărire, ci și violent, răzbunător și când era ofensat. Dar pe măsură ce era descoperit caracterul divin al Mântuitorului, el își recunoștea slăbiciunile și această cunoaștere îl făcea smerit. Tăria și răbdarea, puterea și bunătatea, maestatea și blândețea pe care le-a văzut zilnic în viața Fiului Dumnezeu a umplut sufletul său de admirație și de iubire. Auziți și dumneavoastră, Ioan, ucenicul iubit, n-a avut niciodată un caracter nobil, rău, violent, pus pe scandal. Era fiii tunetului, erau pregătiți pentru acea ceva. Împreună cu Petru, Ioan cu Petru frați, au sărit cu sabia Petru să taie urechea, l-au jurat pe Dumnezeu, l-au blestemat pe Dumnezeu, au numele lui Dumnezeu și a lepădat pe Dumnezeu. Înțelegeți? Dar privind zilnic, zilnic, chiar dacă unii nu se pocăiesc astăzi și să se întoarcă la Dumnezeu, vine o zi, la fel ca și Petru, când se vor confrunta cu privirea lui... Ia să vedem, Grigore, asta le zice la noi, țin drept minciună și eu singur, ieșit din mijlocul lor de păgâni. Da. Paul, mi-stimate, frate, în Hristos face și zice ceea ce Duhul lui Dumnezeu vă îndeamnă în rest și care bagă bețe în roate, vor da socoteală, iar cel pe care îl propovăduiți vă va ocroti de toate relele, mergeți înainte. Păi de asta și fac. Mare Cica spune, stimate domn, și în religia dumneavoastră sunt oameni care fac crime, violuri și altele. Mariana Adrian, bine ai venit cu noi. Maricica mate, nu pot să spun că nu sunt. Nu pot să spun. Dar problema, nu religia are problemă și are omul respectiv. Că în orice religie ai oameni care comit violuri, ai oameni care comit crime, ai oameni care fac tot felul de lucruri. Că și în mijlocul poporului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ai săi l-au răstignit, l-au bătut, au mințit, au comis crime. Ci nu numai cu Domnul Iisus Hristos, și pe ucenici, în spatele tuturor crimelor care au fost efectuate împotriva ucenicilor, au fost datorită evreilor. Aia nu e pentru mine o cauză și o problemă. Problema este închinarea.
Înțelegi? E închinarea pe care trebuie să o aduci lui Dumnezeu. Ăla e cel mai important lucru. Că în orice religie are Dumnezeu oameni, are și Satana oameni. În orice religie este prezent și Satana cu oamenii lui. Lucrul cel mai important este ce fac eu pentru Dumnezeu. Ce fac eu pentru Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Fiindcă Dumnezeu are o religie pe pământul acesta pe care noi trebuie să o respectăm și să trăim conform religiei acesteia. Fiindcă lucrul acesta este cel mai important. Înțelegeți dumneavoastră? Problema este poruncile la baza credinței. Dumnezeu își va curăți poporul într-o bună zi. Dar eu nu pot acum să stau să mă închin la idol că, Doamne, și voi aveți din aia. Eu nu pot să stau să mă închin la icoane sau să ne cinstesc pe Dumnezeu că, Doamne, aveți și voi lucrul acela. Eu trebuie să ascult de Dumnezeu. Eu trebuie să slujesc pe Dumnezeu, să-L iubesc pe Dumnezeu. Și cum vă spuneam, dragii mei, ei au privit la Domnul și eu vă doresc dumneavoastră multă sănătate. La fel. Și vreau să vă spun ceva, Maricica Mate. Ascultați Sfânta Scriptură, nu ce spun oamenii. Ascultați ceea ce vrea Dumnezeu și vă spune Dumnezeu, nu ceea ce vă spun oamenii. Nu ceea ce vă spun părinții, nu ceea ce vă spune preotul sau păstorul. Că cum minte preotul la voi, minte și păstorul la noi. Nu toți sunt la fel, ca și preoți cum se cade. Preoți temători de Dumnezeu, care încă Dumnezeu îi mai ține acolo pentru o vreme. Peste tot, problema este că la baza tuturor lucrurilor din viața noastră trebuie să fie Hristos. Zenobia Cotea, nu jigniți pe nimeni, vă rog frumos. Nu jigniți pe nimeni. Chiar dacă e o jignire puțin mai blândă și maleabilă. Nu trebuie să spunem care e o gândire greșită. Oamenii nu înțeleg, ci nu înțelegem noi care avem adevărul de multe ori. Nu înțelegem noi și nu primim lucrurile acestea. Dacă pentru noi e greu de primit, dar pentru oamenii ceilalți, pentru cei din afară, e și mai greu lucrul acesta. Înțelegeți dumneavoastră? Dumnezeu zice, tratați-i pe oameni cu blândețe și pe toți tratați-i la fel. Vorbiți-le frumos și într-o bună zi oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Înțelegeți? Nu știu dacă îi prinde sora Zenobia, nu știu dacă le prinde bine de multe ori. Nu știu dacă le prinde de multe ori. Înțelegeți dumneavoastră? Fiindcă de multe ori oamenii se simt ofensați nu numai de lucrurile mari, ci se simt ofensați și de lucrurile mici, de lucrurile mărunte. Vorbiți-le de păcat, dar nu-i jigniți. Vorbiți-le de Hristos. Mustrați-i, îndemnați-i, dar nu-i jigniți. Ian Copiciu, bine ai venit cu noi în această dimineață. Deci noi trebuie să avem mare grijă, dragii mei. Trebuie să avem mare, mare grijă. Mare grijă. Eu am văzut oameni care li s-a zis cuvinte mici, nu cuvinte mari. Și au zis că nu le mai trebuie niciodată să mai dea prin biserică, nu le mai bine moare în religia lui și în ce este, decât să-L accepte pe Dumnezeu. Petra Pali, bine ai venit cu noi în această dimineață. Spirala păcatului. Hai să vedem ce spune aici așa. Izraeliții au fost ispitiți să păcătuiască într-un moment în care se aflau într-o stare de tihnă și siguranță. Au pierdut din vedere faptul că trebuie să caute fără încetare fața lui Dumnezeu, au uitat să se mai roage și s-au lăsat în voia unei prea mari încrederi în ei înșiși. Costel Dumitrescu, bine ai venit cu noi în această dimineață. Menix Lăcătușu, bine ai venit cu noi. Deci, dragii mei, izraeliții au fost ispitiți să păcătuiască într-un moment în care se aflau într-o stare de tihnă și de siguranță. Cum ne aflăm noi astăzi? Nu e așa că suntem în tihnă, suntem în siguranță, mult ne simțim în siguranță că avem bani, mult ne simțim în siguranță că cămara ne este plină, mulți dintre noi ne simțim în siguranță că ne-am...
Nu știu ce se întâmplă, dar nu mă lasă ca să... nu mă lasă să pot transmite. Uitați-vă și asta, iar mi-a întrerupt... iar mi-a întrerupt transmisia. Mi-a întrerupt din nou transmisia. Asta este, n-am ce să fac. Înțelegeți, meastră. Nu am ce să fac. Îmi pare rău, dar nu am ce să fac. Eram așa de mulți și nu le convine, dragii mei. Cuiva nu-i convine că eu transmit în direct și îmi întrerupe prezentarea. Înțelegeți noastră și nu... Nu-mi dă voie ca să pot să transmit. Îmi pare rău. Că n-am ce să fac altceva, nu pot să fac. Din nou, iar mi-a transmis-o. Păi ce credeți, că lui Satana îi convine să spui lucrurile acestea? Nu-i convine, dragii mei. Nu-i convine. Înțelegeți asta. Nu-i convine lucrul acesta. Pentru ce să-i convină lui ca să vorbești despre lucrurile acestea? Poți să vorbești orice, dar să nu vorbești despre adevăr, să nu vorbești despre Dumnezeu, să nu vorbești despre una, despre alta. Înțelegeți dumneavoastră? Acum trebuie să distribui din nou. Am o rugăminte la dumneavoastră, ajutați-mă ca să pot să distribui mai departe. Dumneavoastră puteți să mă ajutați mai repede ca să pot să distribui. Înțelegeți? Din nou, da, sunt invidios, satanele. Păi nu, asta e problema. Ce să facem? Înțelegeți dumneavoastră? Nu avem ce să facem. Mergem mai departe. Mergem mai departe, dragii mei. Na, altceva nu avem ce să facem. Înțelegeți? La Lucian Casanova nu-i întrerupea seara în direct. Păi normal că nu-i întrerupe nimeni atunci când vorbești lucrurile care plac oamenilor. Problema este când vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu, pace Iurie, când vorbești despre Dumnezeu și despre lucrurile păcatului, nu le convine. Păi în dimineața aceasta e a treia oară care mi-a întrerupt transmisia. Deci a treia oară, asta este a patra oară care o iau în direct. Prima dată m-a lăsat câteva minute, apoi iar am predicat, așa am prezentat, iar a doua, a treia oară. Asta este. Ce să facem? N-avem ce să facem. Mergem mai departe. Distribuiți, dragii mei, vă rog, distribuiți pe toate grupurile ca să putem să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. De spirala păcatului. Vorbeam mai devreme și spunea, izraeliții au fost ispitiți să păcătuiască într-un moment în care se aflau într-o stare de siguranță. Apoi spune, comoditatea, lenevia și inclinația către petrecere au lăsat nesupravegheată citadela sufletului și gândurile josnice și-au făcut intrarea. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Deci datorită că ei s-au dat la lenevie, la comoditate... Cum facem noi astăzi, în timpurile acestea, în zilele acestea? Nu prea ne mai preocupă lucrarea lui Dumnezeu. Mai dăm și noi câte o carte, mai facem câte o mărturisire. Suntem comozi. De exemplu, înainte oamenii pe timpul se sculau dis de dimineață, mergeau la templu, mergeau la casa lui Dumnezeu. Înțelegeți, noastră? Și mergând la casa lui Dumnezeu, acolo începea de dimineață, era pregătirea pentru instructori, era ora de rugăciune, era școala de sabat, apoi era pauza de serviciu divin, oamenii se întâlneau, veneau la rugăciune să se roage pentru biserică, pentru familie, pentru probleme, pentru putere de la Dumnezeu să reziste. Înțelegeți dumneavoastră? Deci, oamenii erau preocupați cu lucrurile acestea.
Astăzi oamenii nu mai sunt preocupați cu lucrurile acestea. Comoditate. Aruncă vina, în loc să se pocăiască, aruncă vina pe copii. Aruncă vina pe copii. Și zice, dar nu pot, că să nu trezesc pe ăsta micu, dar trebuie să-i dea să mănânce, dar nu-l trezești. Dragul meu, înainte se sculau oameni de dimineață. Eu am avut 2 copilași. Sunt mari acum. Și îi trezeam de noapte. Trebuia să ajung la biserică dimineața la ora 7. Că la ora 7, la ora 7 jumătate începea pregătirea pentru instructori. Și trebuia să merg 9 kilometri prin zăpadă, prin ploaie, prin noroi. Îi luam în spate. Mergeam prin pădure. Înțelegeți dumneavoastră? A fost situații și momente în viață când făceam lucrul acesta. Și îi trezeam de dimineață. Ne puneam seara de vreme la culcare, înțelegeți noastră, ne băgam la culcare și asta este. Apoi dimineața îi luam ba pe jos, ba în spate, câteodată nu vroiau ei să meargă în brațe și mergeau pe jos și când obosau îi luam, câteodată nu mai puteam eu și săracii, haide tată să mergem și mergeam la adunare. Da, dragii mei, astăzi nu mai, am devenit comozi. Am devenit comozi, nu ne mai place, nu ne mai place să facem ceea ce trebuie pentru Dumnezeu. Comoditate în îmbrăcăminte, comoditate în mâncare, comoditate în cuvânt. Am redus serviciile divine și auzi ce numească comoditate, lenevie și inclinația către petreceri. Către petreceri, dragii mei. Deci oamenii au ajuns către petreceri. Ia uitați-vă ce se întâmplă astăzi în biserici. Bisericile sunt înclinate către distracții, către muzică, spectacol, râsete, aplauze, glume, către orice. Doar către Dumnezeu nu sunt. Oamenii iubesc mai mult lumea și lucrurile lumii și spune că e spirala păcatului. Și noi suntem ispitiți la fel ca și evreii. Să păcătuim. Înțelegeți noastră? Când noi ne aflăm în tihnă, păi oare când e mai bine ca astăzi să mergi la biserică? Nu te prigonește nimeni, nu te condamnă nimeni, nu are nimic cu tine, nu te mai amendează, nu te mai duce prin închisori, n-are nimic cu tine, domne, te asociezi cu status, dă și autorizație. Vai ce bine este, avem ce mânca, avem ce bea, avem cu ce îmbrăca, avem încă mai mult. Avem mașini, avem avere, avem case, avem bani în bănci, avem de toate, avem tot ce ne trebuie. La fel ca și evrei, spune cuvântul Dumnezeu, i-au trecut peste acesta și spune că au lăsat nesupravegheată citadela sufletului și gândurile josnice și-au făcut intrarea. Câți dintre noi nu ne preocupăm cu programe, cu servicii, cu spectacole și citadela sufletului rămâne nesupravegheată. Rămâne nesupravegheată, dragii mei. Rămâne nesupravegheată. Înțelegeți dumneavoastră? Și permitem ca în inima noastră, înțelegeți dumneavoastră? Gânduri josnice. Și spune că trădătorii din coace de ziduri au fost aceia care au dărâmat întăriturile principiilor și l-au lăsat pe Israel pradă puterii lui Satana. Trădătorii care nu țin la adevărul lui Dumnezeu, care nu țin la pilonii credinței. Trădătorii care nu interesează nimica. De ce vă spun de multe ori, dragii mei, trădătorii dincolo de ziduri s-au infiltrat în biserica lui Dumnezeu, în biserica adventistă de ziua 7. Trădătorii aceștia dincolo de ziduri au venit în interiorul bisericii și dărâmă zidurile. Zidurile care să-i despartă pe copiii noștri de Dumnezeu. Prima dată au distrus zidurile între noi și Dumnezeu și au ridicat alte ziduri și alte bariere. Apoi ne-au făcut pe noi ca să avem încredere în ei. Ne-au făcut pe noi ca să le încredințăm sufletul și viața copilor noștri lor, ca ei să se ocupe de ei și să o se ocupe de lucrurile acestea. Da, dragii mei, s-au infiltrat în biserici
și au lăsat pe poporul lui Dumnezeu din timpurile acestea, au lăsat pradă puterii lui Satana. Un lung proces pregătitor necunoscut lumii se desfășoară în minte, înainte ca un creștin să săvârșească fățiși păcatul. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spirala păcatului cum vine, dragii mei? Spirala păcatului cum vine? Acești trădători au pregătit un proces pregătitor, necunoscut nouă. Necunoscut nouă, ca să se desfășoare în mintea noastră, înainte ca un creștin să săvârșească fățiși păcatul. Suntem pregătiți de multe ori când ascultăm programe și servicii divine, când ascultăm predici care nu au nicio legătură cu Dumnezeu, spunea cineva, alegem ce este bun. N-ai ce să alegi ce este bun. Ori este curat, ori este întinat. Când tu alegi, crezi că alegi din ce este rău, ce este bun, n-ai să alegi niciodată. Este un proces care lucrează nascuns la inima ta, astăzi puțin, mâine puțin, la mintea ta, care te provoacă ca mâine, poimâine să ajungi să săvârșești un păcat fățiș în care să nu-l crezi că mai este păcat. În care să-l crezi că nu mai este păcat, dragii mei. Mintea nu coboară dintr-o dată de la curăție și sfințenie la viața de rând. Auziți ce spune? Că mintea nu coboară dintr-o dată la viața de rând. Și mintea este pregătită. Ți se oferă astăzi predici cu adevăr și cu minciună. Ți se oferă astăzi spectacole pentru tine și copiii tăi. Ți se oferă astăzi lucruri la care tu nici nu te gândești. În care mintea lor, citadela inimilor, zidul de protecție și de apărare între sufletul lor și Dumnezeu, nu mai există. Nu mai există absolut nimic. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu spune vegheați, vegheați, vegheați? Vegheați neîncetat. Aveți grijă că mintea este pregătită fără să vă dați seama cu lucruri care n-ar trebui. Și spune că mintea nu coboară dintr-o dată la viața de rând, la patim și la fără de lege. Este nevoie de timp pentru ca aceia care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să ajungă niște brute sau să aibă chipuri demonice. Auziți ce spune Dumnezeu? Este nevoie de timp pentru ca tu și eu care suntem după chipul lui Dumnezeu să ajungem brute. Să avem chipuri demonice, privind noi suntem schimbați. Omul care nu trește în inimă gânduri necurate ajunge în cele din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată le privea cu scârbă. Auziți ce spune Dumnezeu? Că omul care nu trește în inimă gânduri necurate ajunge în cele din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată le privea cu scârbă. De ce credeți dumneavoastră că astăzi păcatele care erau considerate păcate cu ani de zile în biserică, astăzi nu mai sunt păcate? Înainte te lua groaza, scârba, sfiala. Te temeai ca să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Astăzi nu mai este așa ceva. Astăzi avem plăcere de ele. Astăzi nu ni se mai pare rău. Astăzi nu ni se mai pare absolut nimica păcătos. Toate sunt bune. Dar ce are, frate? Dar ce are? Că n-am făcut. Am râs, frate. Dar ce, nu putem să râdem? Dar nu putem să glumim? Și cuvântul lui Dumnezeu spune, râsul își are vremea lui. Gluma își are vremea ei. Viața și are vremea ei, moartea și are vremea ei, fericirea și are vremea ei, bucuria și are vremea ei, tristețea și are vremea ei, toate și au vremurile ei. Nu stai de vorbă cu un om serios și începi să râzi, cum se zice de multe ori proverbul, ce râzi ca prostul, mă? Păi da, dar eu nu mă pot abține. De ce nu te poți abține? De ce nu te poți abține? Și înaintea lui Dumnezeu sunt momente în care
ne bucurăm, dar sunt momente în care trebuie să fim serioși, sunt momente în care să ne închinăm, sunt momente în care să slujim, sunt momente în care să avem toată viața dedicată lui Dumnezeu, după cum cere Dumnezeu. Sunt momente în care trebuie să veghem. Exact cum spune Taraș Maria, toate își au vremea lor, dar pentru noi nu mai este vreme. Noi am schimbat vremurile lui Dumnezeu când trebuie să ne închinăm. Ne comportăm cum ne comportăm. Noi vrem la închinare râsete, glume, noi vrem neseriozitate, noi vrem de toate și ajunge, spune cuvântul Dumnezeu, că omul care nu trăiește în inimă gânduri necurate, ajunge în cele din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată le privea cu scârbă. Înainte era o rușine să vii la adunare, de exemplu, cu fustă scurtă sau dezbrăcat sau să vadă picioarele sau anumit. Astăzi nu mai este o scârbă. Nu mai privești păcatul cu scârbă. Nu mai este nimic. Îmi trimite cineva iar tot așa un mesaj verbal și zice: ce mă? Cine e mă ăla ca să ne spună nouă cum să ne îmbrăcăm și cum să facem aia și cum să... Ce mă ne spui tu nouă cum să venim îmbrăcați? Altul zice: ce ai mă tu cu nevasta mea, că dacă vine ai tu... Dar eu n-am nimic nici cu nevasta ta, n-am nimic nici cu tine. N-am nimic nici cu viața ta, n-am nimic. Dar lucrurile care erau păcătoase înainte, care le priveai cu scârbă, de ce le îndrăgești astăzi? Înainte veneau femeile la adunare. Nu este lucrul acesta o regulă neapărat. Și nici nu e un păcat dacă... Asta, veneau femeile cu ceva, cu baticul pe cap, în sfințenie. Mi-aduc aminte când eram copil. Era bunica mea și când trecea câte... un bărbat pe drum se ridica în picioare și zicea să rămână. Eu am fost învățat pe pământul acesta că să rămână se zice la femei, că te ridici în fața lor cu respect, dar nu era vorba ca femeile să se ridice. Zice, maica, așa era odată pe vremuri. Așa era odată pe vremuri. Înțelegi? Și uite, am pe moașa, are 50 și ceva de ani, și de câte ori mă duc pe la ea, mi-e rușine că... Nu eu ea trebuie să-mi zică mie, așa am învățat, ci eu trebuie să-i zici. Când mă duc acolo la ea, zice, sărumâna, finule, bine ai venit, nepoate, bine ai venit la noi, sau când îi dau câte ceva, așa ceva. Erau lucruri care erau așa pentru respect. Oamenii înainte erau mai aproape de Dumnezeu, astăzi oamenii nu mai sunt aproape de Dumnezeu. Prin lucrurile astea mărute, noi credem de multe ori că, Doamne, noi am evoluat, noi am făcut lucrurile acestea, că noi dăm drepturile femei să fie egale cu bărbatul, că... dar noi nu vedem că de fiecare dată prin feminism, noi nu vedem că de fiecare dată prin noile metode adoptate și toate lucrurile acestea, încetul cu încetul ne depărtăm de Dumnezeu, încetul cu încetul o luăm pe alte căi, schimbăm ordinea lui Dumnezeu, lucrurile care erau păcătoase nu mai sunt păcătoase, nu mai e nimic, nu mai e nimic. La fel cum s-au schimbat lucrurile acestea de respect între bărbați și femeie și anumite lucruri. Înainte copiii mergeau pe stradă, dădeau sărumâna, dădeau bună ziua, se ridica un autobuz și îți dădea locul, au dispărut. A dispărut și închinarea față de Dumnezeu. A dispărut respectul, a dispărut onoarea, a dispărut tot. Absolut tot a dispărut, dragii mei. Absolut. Zenobia Cotea, și ce frumos era. Țonțo Tudalo zice, înainte era păcat bârfă, dar acum când nu intri cu ei în grup, ești prost. Păi normal. Înțelegi? Normal. Și lucrurile astea, și vedeți dumneavoastră, oamenii caută pe zi ce trece ca tot ce era înainte păcătos, asta să fie privit de bine. Tot ce era înainte de bine e privit astăzi discriminare, păcat, mizerabil și multe, multe alte lucruri. Nu mai este privit. Din ce cauză? Hai să vă mai citesc o dată. Evreii au fost ispitiți să păcătuiască într-un moment în care se afla într-o stare de tihnă și siguranță. Soltana Soroș, bine ați venit cu noi în această dimineață.
când ești în tihnă și siguranță, când pierzi din vedere faptul că să cauți fără încetare fața lui Dumnezeu, uiți să te rogi, devii comod, devii leneș și atunci înclinația ta este către petreceri unde lași citadela sufletului nesupravegheată. Înțelegi? Și în momentul acela trădătorii își fac loc în viața ta. Cârsta e Caterina, bine ai venit. Înțelegeți dumneavoastră? Trădătorii astăzi își permit să intre în viața ta și în viața bisericii și în viața credinței tale și în viața copilor tăi, fiindcă noi numim răul bine și binele rău. Nu mai privim păcatul cum era privit odată. Astăzi e bine dacă băiatul devine fată și fata băiat, dacă se căsătoresc doi copii între ei și două fete între ele, astăzi nu mai este nicio rușine. Am văzut zilele acestea că a început o nouă modă care e o grozăvie la adresa lui Dumnezeu. Mamele se căsătoresc cu fiii și tații cu fetele. O mizerie! O mizerie, dragii mei! O urăciune, o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. O spurcăciune. Și noi de multe ori acceptăm, ca virgulă părinți creștini, să numim lucrurile acestea. Înainte era păcat să auzi că fata ta vine acasă și nu mai e domnișoară sau băiatul tău nu mai este ceea ce este. Era păcat, era o rușine. Erai o rușine a satului când copilul tău făcea lucrul acesta. Erai o rușine pentru societate. Nu ți se spăla rușinea cât timp trăiai pe pământul acesta. Tot satul te vorbea și te bajocorea dacă făceai lucrurile acestea. Astăzi este o mândrie că fata ta a găsit pe unul și în casa ta și în patul tău. Comite păcatul desfrânării. Este o mândrie că băiatul tău este cine este și aduce fete în casa ta. Sau îi dai bani băiatului tău și fetii tale, necăsătorii să plece cu prietenii în vacanțe, în concedii, să consume actul desfrânării în viață. Nu mai este nimic păcătos. Nu vorbesc de cei din afară, vorbesc de cei din biserică. Și de multe ori când noi facem și luăm de bine păcatul, ne ocupăm ca păcatul să fie bine acoperit și învelit, ca să pară că este un lucru sfânt și plăcut înaintea lui Dumnezeu și ne mândrim cu el. După ce că le-am dat bani copilor noștri să plece și să trăiască în desfrânare și păcat, vorbim repede cu păstorul să ne căsătorească copiii. Fata noastră că e însărcinată într-o lună, două, săptămână, până nu-i crește burta. Să căsătorească repede pe băiatul nostru că s-a căsătorit, că viitoarea noră mai are puțin și să vede burta. A crescut. Creștini. Și mergem la altare să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Mergem la altare să acoperim păcatele și în loc de binecuvântare primim blesteme. Și după câteva luni de zile, tribunale, divorțuri, ocară, sau la alții trece un an, doi, mai mult fac copii, rămân copiii pe drumuri, se depart creștinii, fie tineri, fie bătrâni, și se trece prin situații grele. Mai vedem noi că păcatul e păcat? Mai vedem noi în vremurile acestea că ce era odată rău este rău? Înțelegeți dumneavoastră? Și spune că evrei, când au ajuns în felul acesta, au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Să mă mut puțin la umbră, că a venit soarele aici la copac și mă deranjează foarte mult. Înțelegeți dumneavoastră? Deci, dragii mei, gândiți-vă bine înainte de a lua o hotărâre. Gândiți-vă bine înainte de a lua o decizie.
Gândiți-vă bine, dragii mei. Gândiți-vă bine. Vegheați, rugați-vă. Zice, mintea este învățată să se deprindă cu păcatul. Conștiința, care odată era foarte sensibilă, ajunge să se înăsprească și să se ocupe cu foarte mult interes de asemenea lucruri. Patriarh și Profet, la pagina 459. Când nu veghezi, mintea ta este preocupată cu păcatul. Conștiința ta, care odată respingea păcatul, nu mai respinge păcatul. Nu-l mai respinge. Nu-l mai respinge, dragii mei. Nu-l mai respinge. Trebuie să avem mare grijă în vremurile acestea de tot ceea ce se întâmplă. O spuneam și dățile trecute. Înainte era păcat să faci anumite lucruri. Sau, de exemplu, ne gândim că e păcat să fii ucigaș, să fii criminal. E păcat lucrul acesta. Și am mai spus-o și o mai repet încă o dată. Poate cineva are urei de auzit. Zilele astea am fost în vizită la cineva. Și spunea, solarul acesta este pentru vânzare și solarul acesta este pentru noi. De ce nu mâncați din el? Voi, care faceți lucrul acesta. Vă întreb eu, de ce nu mâncați din el? Că le-ați otrăvit? Vă-i frică că muriți? Vă-i frică că muriți? Nu, frate, că-ți dau de aici, că de acolo e pentru vânzare. Păi, dragul meu, care este diferența între ăștia cu covrigul că au omorât oameni? Care este diferența între ăla care dă cu sabia sau scoate pistolul? Cu tine care ai pus o travă în mâncare și distrugi sănătatea și viața unui om. Care este diferența? Care este diferența? Și nu este din afară, este din biserică. Și spune, frate, nu mănânci de aici. Păi eu nu pot să spun ție, frate, când tu faci lucrurile acestea. Un frate în credință, în Hristos, nu face lucrurile acestea. Înțelegeți dumneavoastră? Nu face lucrurile acestea. Și spune că mintea ta s-a învățat să se deprindă cu păcatul, conștiința ta, care odată era sensibilă, foarte sensibilă, a ajuns să se năsprească și să se ocupe foarte mult, să se ocupe cu foarte mult interes de asemenea lucruri. Am întrebat pe cineva care a pus cartofi. Băi, băiete, zic, cum faceți voi că tu ai pus cartofi și uite-te cât de repede? Că la mine am pus cartofi în primăvară și îi scot în toamnă. Acum, la sfârșitul lunii, la august, în septembrie, trebuie să scot cartofii. Păi tu i-ai scos în luna lui iunie. Înțelegeți? I-ai scos în luna lui iunie. Păi da, frate, dar noi i-am mudat, le-am dat azol, le-am dat cu tare, le-am dat cu tare, le-am pregătit cu tare. Păi și zic că ai făcut vânzare, da, zecime ai dat, da. Cum poți tu să dai zecime înaintea lui Dumnezeu și daruri din marfa cu care tu ai dat să ucizi oameni? Zice, frate, dar nu mai merge, ce să facem? Trebuie să facem bani. Ducă-să banii pe apa râurilor sau unde se vor duce. Dar nu face lucrurile acestea. De ce nu mai este mintea ta sensibilă? De ce mintea ta se preocupă astăzi, indiferent că tu omori, indiferent că tu comiți păcate grele înaintea lui Dumnezeu și împotriva semelor tăi, și nu te mai mustră nimic? Vasile ne zice, e la noi, este astfel că și noi o facem cu inteligență. Normal, și o facem pentru bani. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, zice așa, mintea noastră și conștiința noastră, care era foarte sensibilă, s-a năsprit și ajunge să se preocupe pe zi ce trece de păcat, ci nu de Dumnezeu. Maria Apostol, mulțumim și la dumneavoastră, Sava, binecuvântat. Știți ce zic cei din lume? Că le plac de noi. Că noi, când facem păcat, dăm vina pe satana. Normal. Normal.
oamenii zic, cei din lume zic că le place de noi, fiindcă noi ne asemănăm cu ei. Zice, da, frate, avem și noi cartofi scoși pentru că sunt văratici. Da, este adevărat. Că și eu am cartofi care i-am pus, de exemplu, în aprilie. I-am pus pe la începutul aprilie și am mâncat din ei și am scos din ei. Dar când tu scoți cartofi în luna lui iunie, aia nu sunt sora văratici. Și mari. N-are cum. N-are cum. Puteți să credeți dumneavoastră tot ce vreți. Nu are cum. Și spune, a urât și a mustrat păcatul și în același timp a arătat milă și blândețe față de păcătos este un lucru greu de realizat. Cu cât vom fi mai stăruitori în străduințele noastre de a atinge sfințirea vieții și a inimii și a vieții, cu atât vom recunoaște mai ușor păcatul. Și cu atât mai hotărât va fi dezaprobarea noastră față de orice abatere de la dreptate. Auziți ce spune? A urât și a mustrat păcatul în același timp, a arătat milă și blândețe față de păcătos, este un lucru greu de realizat. Cu cât vom fi mai stăruitori în străduințele noastre de a atinge sfințirea inimii și a vieții, cu atât vom recunoaște mai ușor păcatul și cu atât mai hotărât va fi dezaprobarea noastră față de orice abatere de la dreptate. Grigore zice că păcatul a devenit obișnuință printre noi, pentru că nu mai există un Fineas printre noi, aproape toți cei chemați să fie lumină. Păi, și chiar dacă de multe ori, frate Grigore, mustri păcatul, îi spui, noastră nu știți câte înjurături adventiste iau eu. Și blesteme, și judeca, și condamna că spun lucrul acesta. Că nu ne mai trezește, poate să fie cine o fi. Poate să fie cine o fi, și Finea, și Aron, și Moise, și Noe. Nu mai vrem. Nu mai vrem. Noi nu vrem să ne pocăim. Noi trebuie să ne ferim, să avem o asprime nepotrivită față de un făptuitor de rele, dar în același timp trebuie să avem grijă să nu pierdem din vedere păcătoșenia nespus de mare a păcatului. Auzi ce spune? Să avem o asprime nepotrivită față, să avem grijă să nu avem asprime de cel care a păcătuit. Nu trebuie să-l jignești pe omul acela, trebuie să-i mustri păcatul. Dar astăzi mustrarea de păcat este o jignire. Mustrarea de păcat a ajuns să fie o critică. Mustrarea de păcat a ajuns să fie o răzvrătire și o ură împotriva celui care îi vrei binele. Prin mustrarea de păcat ai ajuns să devii vrăjmașul fraților tăi. Înțelegeți dumneavoastră, dragii mei, înțelegeți voi ce vreau să spun și ce vrea să spună Dumnezeu în dimineața aceasta. Este nevoie să se arate răbdare și iubire, o răbdare și o iubire așa cum a arătat Hristos față de păcătos. Însă, de asemenea, este primejdiu să arătăm o atât de mare îngăduință față de greșeala sa, încât aceasta să ajungă să socotească că nu merită mustrarea și să o respingă ca fiind neîntemeiată și nedreaptă. Fratele Fănică, bine ai venit cu noi. Auziți ce spune? Este primejdios să arătăm o atât de mare îngăduință față de greșeală. Fiindcă vine timpul când nu mai primim și socotim că nu merită să fim mustrați. Și să respingem mustrarea că este neîntemeiată, frate. E neîntemeiată, n-are nicio legătură cu noi. Dar ce tot ne mustri? Dar ce noi nu știm? Dar ce ne spui tu nouă toată ziua? Dar ce ai tu cu mine? Dar ce ai tu cu viața? N-am nimic nici cu viața ta, n-am nimic nici cu tine. Eu vorbesc de păcat. Nu mai primim, nu mai vrem să mai... Nu mai creștinii nu vor să mai primească adevărul lui Dumnezeu. Nu mai vor, domne, mai bine îl bați, mai bine îl omori, mai bine îi faci ceva. Dar să nu-i spui adevărul, să nu-i spui de Dumnezeu, să nu mai spui nimic. Înțelegeți? Că nu mai vor. Cel care și-a tocit, iau ce spune, dragii mei, vreau să vă citesc aici în Faptele Apostolilor, la pagina 503-504. Cel care și-a tocit simțurile spirituale printr-o îngăduință păcătoasă față de aceea pe care Dumnezeu i-o sândește, peste puțin timp va săvârși un păcat mai mare, fiind aspru, necruțător față de aceea pe care Dumnezeu îi aprobă.
Haide ca să dau să vedem, să citiți, să vedeți că nu, să vedeți că nu vorbesc de la mine. Haide, uite. Ia uitați-vă. Cel care și-a toci simțurile spirituale printr-o îngăduință păcătoasă față de aceea pe care Dumnezeu îi osândește, peste puțin timp va săvârși un păcat mai mare, fiind aspru și necuțător față de aceea pe care Dumnezeu îi aprobă. Auziți ce spune, dragii mei? Când se tocesc simțurile, când Dumnezeu trimite pe cineva să-ți vorbească, tu nu mai accepți. Nu mai accepți. Și vorbești împotriva celor pe care îi trimite Dumnezeu, că nu e de la Dumnezeu. La un moment dat, lui Ieremia îi spune, îi spune cei din popor, vorbește-ne. Și Isaia. Isaia zice, poporul zice, vorbește-ne, întreabă pe Dumnezeu de noi. Care este voia lui Dumnezeu? Și o vom accepta, o vom primi cu toată inima. Vom face voia lui Dumnezeu. Se duce și întreabă pe Dumnezeu. Și în momentul când întreabă pe Dumnezeu, vine și le spune, uite ce zice Dumnezeu, nu vă duceți în Egipt. Nu vă duceți în Egipt, zice. Voi mergeți în Babilon, că acolo vă voi purta de grijă, zidiți-vă vii, zidiți-vă case, sădiți-vă ogoarele, faceți toate lucrurile. Și poporul acela care l-a pus pe Ieremia să întrebe pe Dumnezeu, știți ce spune? Nu este de la Dumnezeu. Tu vorbești de la tine. L-au luat pe Ieremia târâși. L-au dus cu ei în Egipt. La un moment dat s-au răzvătit împotriva lui Ieremia, lui Isaia, scuzați-mă. Și în momentul acela, dragii mei, s-a ascuns într-un copac și într-o scorbură de copac și atunci frații lui, cei din poporul lui, cei din neamul lui, au dat ordin să ia ferestrăul sau joagărul și să taie copacul în două. Și l-au tăiat în mijlocul copacului pe omul lui Dumnezeu. Să ajunge atât de josnic și atât de îngrozitor. Înțelegeți dumneavoastră, dragii mei? Înțelegeți dumneavoastră? Și aici spune că datorită mândriei omenești, disprețuirii influenței Duhului Sfânt și dezgustului față de adevărurile cuvântului Dumnezeu, mulți care mărturisesc ca fi creștini și se socotesc în măsură să învețe pe alții, vor ajunge să se îndepărteze de la cerințele lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și îți vor da învățători pe poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta către istorisiri închipuite. Zice, frate Fănică, frate, eu am un frate, îl iubesc, dar el numai când bea mă caută. Am vorbit cam aspru cu el ieri, dar mă rog pentru el, sunt bolnav cu inima, ce mă înveți? Nu pot să-l sufăr beat. N-ai ce să faci, frate, trebuie să-l suferi. Ce le faci? Dacă nu-l suferi decât să păcătuiești și să stai cu fratele ăsta al tău toată ziua, să-ți aducă injurii și să auzi vorbe cu tare, mai bine fiecare să-și vadă de treaba lui. Că nu ne învață Dumnezeu pe noi ca să stăm la un loc cu cei ce se comportă în felul acesta. Înțelegi? Dumnezeu zice, depărtați-vă de astfel de oameni, chiar dacă ți-e frate, dacă el se schimbă într-o bună zi și se pocăiește în viața lui și spune, băi frate, uite, am greșit față de tine, îmi pare rău cu tare și are o atitudine pozitivă. Când se întâlnește cu tine să nu mai vorbească urât, să nu mai bea, să nu mai facă anumite lucruri, atunci te poți întâlni din nou cu el. Dumnezeu spune, depărtați-vă de astfel de oameni. Altceva n-ai ce să faci. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că a venit vremea și o trăim și noi astăzi, când oamenii nu pot să sufere învățătura sănătoasă. Îi gâdi la urechile și îi apucă toți dracii de pe pământ. Toți demonii să strângă asupra lor, scrâșnesc din dinți. La fel ca și la Domnul Iisus Hristos și la
la copiii lui Dumnezeu. Am înțeles dumneavoastră. Când le spunea adevărul, spune că îi crâșneau din dinți. Și-au rupt hainele după ei. Înțelegi? La moartea lui Ștefan, spune, când le vorbea adevărul, le-a deschis scripturile de la Moise și până, și spune că n-au vrut să audă și-au stupat urechile. Și-au stupat urechile. Și astăzi mai bine să te blesteme, să te oropsească, să orice, dar nu adevăr. Să nu spui adevăr, că în momentul în care ai spus adevărul, e dezastru. E dezastru, dragul meu. E dezastru. Dumnezeu ne arată ceea ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, ceea ce este drept. Și spune că după ce că-i gâdi la urechile, își dau învățători, adică pun oameni să predice ceea ce le place. Ați văzut de multe ori când te duci prin biserică. Am fost săptămâna trecută în misiune la Craiova și apoi am mers într-o biserică și cineva zice, uite, frații, nu vrei să-i inviți la anvon să vorbească ceva din cuvântul lui Dumnezeu? Și prezbiterul respectiv zice așa, îi las, dar cu o singură condiție. Care e condiția? Iuliana Maria, bine ai venit cu noi. Și zice, să nu vorbească de rău. Și să vorbească de bine. Dacă vorbește de bine, bine. Dacă nu, nu. Ahab, când Ahab trimite după slujitorii lui Dumnezeu, îi zice pe drum, vezi că toți prorocii vorbesc de bine împăratului, să nu cumva să vorbești de rău. Păi eu vorbesc ce-mi va da Dumnezeu, spune. Ce-mi va da Dumnezeu, aia voi vorbi. Și când a ajuns acolo, zice pe unde ți-a ieșit vorba, rea nu poate să zice și a bună, și l-a lovit peste gură. Și dacă am vorbit rău, de ce mă lovești? De ce mă lovești? De ce mă lovești? Deci, în vremurile acestea, dragii mei, oamenii impun ca să vorbești după poftele lor, să le spui că ei sunt mântuiți în păcatele lor, să le spui că Dumnezeu îi ia la cer așa cum sunt, să le spui că ei nu trebuie să depună nimic, niciun efort, să aibă credință în inimă, ei trăiesc cum vor, cum le place, cu viața lor, cu destrăbălarea lor, cu păcatele lor, cu tot ce vrei, să nu le zici nimic altceva, absolut nimic. Își dau învățători după poftele lor. Și după ce ei și-au dat învățători după poftele lor, zice, își întorc urechea de la ce? De la adevăr. Și se îndreaptă către ce? Istorisiri închipuite, către povești, către mizerii, către neadevăruri. Se îndreaptă către orice, dar nu către adevăr. Nu ne mai vorbi lucrurile acestea, mai lăsați-ne în pace cu adevărul, spunea cineva, mai lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel, ne-am săturat, duceți-vă în altă parte, duceți-vă în lumea aceasta și predicați. Măi fraților, noi vrem să fiți și voi mântuiți, nu ne interesează, lasă că ne mântuiește Dumnezeu, nu ne mântuiești tu. Nu mai vrem nimica, nu mai vrem, nu vrem să mai auzim adevărul. Nu mai vrem să, nu mai vrem învățătură sănătoasă, vrem orice, dar nu mai vrem, ni se gâdi la urechile, ne apucă toți demonii de pe pământ când vorbești de adevăr. Schimbarea majoră a hainelor. Haideți să vedem ce spune mai departe. Apostolul îi îndeamnă pe frații în numele și prin autoritatea Domnului Iisus, ca după ce și-au mărturisit credința în Evanghelie, să nu se mai comporte ca neamurile, ci să arate prin purtarea lor de fiecare zi că au fost cu adevărat convertiți. Eu am amintit de multe ori și problema hainelor și problema lucrurilor. Dar ce, frate, ce ai tu cu nevasta mea, ce ai tu cu mine? N-am nimic cu nevasta ta, n-am nici arăducan. O zi frumoasă și la tine. De trei ori mi-au întrerupt live-ul. Da, n-am nimic nici cu nevasta ta, nici nimic. Dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că numele și prin autoritatea lui Dumnezeu, după ce ți-ai mărturisit credința, să nu te mai comporți ca neamurile.
ci să arăți prin purtarea ta de fiecare zi, la serviciu. Parcă știu că sâmbătă e liberă sau numai duminică ești liberă. Spor la muncă, ce să zic altceva. Și spune să nu te mai comporți ca ei, ci să arăți prin purtarea ta de fiecare zi că ai fost cu adevărat convertiți. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care le dă adevărul. Cândva erau corupți, degradați, sclavi ai patimilor păcătoase, erau otrăviți de narcoticele lumești, orbiți, duși în confuzie și trădați de șireticului lui Satana. Acum, pentru că au fost învățați și au primit adevărul așa cum este El în Iisus, trebuie să aibă loc o schimbare hotărâtă în viața și în caracterul lor. În caracterul tău. Dacă ai mărturisit și ai făcut un legământ cu Dumnezeu. Trebuie să te dezbraci de omul cel vechi. Trebuie să schimbi viața. Omul cel vechi se strică după poftele înșelătoare. Să te noiești în duhul minții tale. Să te îmbraci, să te schimbi. Să fii modelat de Hristos în viața ta. Erai odată corupt, erai degradat, erai sclav al patimilor. De ce dorești în continuare să fii sclav al patimilor? De ce dorești în continuare să fii degradat, să fii corupt? De ce dorești în continuare să fii otrăvit de toate lucrurile acestea lumești? De ce dorești în continuare să trăiești în orbire, în confuzie? Înțelegi? De ce? Mulțumesc, Nica. Păi, nu, cumpără-ți un teren și atunci o să fii natură. Mie îmi place. Haide să vă arăt peisajul din nou. Ia uitați-vă ce frumos este. Oricum se dau semne de toamnă, deja acolo unde vedeți așa un verde mai deschis, acolo oamenii au cosit, au pregătit pentru iarnă, au făcut, e o liniște superbă. Eu sunt foarte, foarte fericit. Eu sunt foarte fericit, mă simt foarte bine. Deci, dragul meu, de ce dorești în continuare să trăiești în orbire? Să trăiești în confuzie și toate aceste lucruri. Spune că Harul lui Dumnezeu lucrează prin înnoirea inimii pentru a transforma viața. Numai o schimbare exterioară nu este de ajuns pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu. Auzi? Numai o schimbare exterioară nu este de ajuns. Trebuie să facem schimbare interioară și exterioară. Interioară și exterioară. Există mulți care încearcă o lucrare de reformă corectând un obicei rău sau altul și speră că în felul acesta devin creștini. Raisan Kazan, bine ați venit cu noi. Și vedeți dumneavoastră, unii dintre noi încercăm, zicem așa, facem reformă interioară, dar nu exterioară. Nu merge. Fiindcă pâinea nu se face decât cu drojdie, cu făină, cu apă și cu sare. Deci nu poți să o faci. Noi de multe ori încercăm să facem pâine doar cu sare. Nu merge. De multe ori încercăm să facem pâine doar cu făină fără drojdie. Nu merge. Noi de multe ori încercăm să facem pâine cu apă, cu drojdie și cu sare, dar fără să punem făină. Nu merge. Plămădeala devine un întreg când este în unitate. Și întregul acela devine pâine. Așa și în viața noastră. Cam în inima mea. Da, ai în inima ta. E un lucru foarte bun. Dar dacă vrei să faci o reformă în interior, crezi, te lupți pentru inima ta, dar dacă nu faci reformă exterioară, credința care o ai în inima ta, într-o bună zi, va deveni de izbeliște. Într-o bună zi vei ceda, vei cădea și nu va avea nicio legătură cu Dumnezeu. Nu te ajută cu nimic când dai doar o parte. Zice că ele trebuie să devină un întreg. Și ca să poți să corectezi obiceiul rău, trebuie să faci pe amândouă. Reforma interioară cu reforma exterioară trebuie să devină un întreg. Da, exact cum ziceți în nume Iacotea, spălați paharul pe interior și va fi curat și în exterior. Înțelegeți? Și de multe ori noi zicem că avem în inima noastră, dar ce avem pe noi, cu ce ne îmbrăcăm, cum ne comportăm, cum vorbim, cum gândim, adică arată ce este în inima noastră. Nu poți să spui că tu ai pe Dumnezeu în inimă,
când tu vii cu fusta goală și intri în casa lui Dumnezeu. Cu picioarele goale, cu fusta scurtă. Nu poți să spui că tu l-ai pe Dumnezeu când tu te machezi, când tu te rujezi, când tu te vopsești în cap. Uitați-vă, nu numai că eu nu vorbesc aici în principiu de Biserica Adventistă. Eu vorbesc, du-te la ortodox să vezi ce spune preotul când te duci. Ce nu e bine, nu e bine cu fustă scurtă, nu e bine cu pieptul gol, nu e bine aia, nu e bine aia, nu e bine cealaltă. Înțelegeți? Deci nu poți să spui că l-ai pe Dumnezeu, adică tu poți să spui, dar nu poți să l-ai pe Dumnezeu când exteriorul te trădează ceea ce ești cu adevărat. Înțelegi? Și spune acum, pentru că au fost învățați și au primit adevărul așa cum este în el, trebuie să se facă această schimbare. Există mulți care încearcă să facă această lucrare. Prima noastră lucrare este asupra inimii noastre. Este asupra inimii noastre. Dacă este așa, este asupra inimii noastre. Dacă este studiat și împlinit cuvântul lui Dumnezeu, el lucrează în inimă supunând orice trăsătură de caracter nesfântă. Duhul Sfânt vine ca să ne facă să fim conștienți de păcat și credință care izvorăște atunci din inimă, lucrează din iubire pentru Hristos, făcându-ne să ne supunem cu trup, înțelegem noastră, conștiință voinței lui Dumnezeu. Deci, vedeți noastră, noi trebuie să-L primim pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, fiindcă astfel noi nu vom reuși în eforturile noastre de a deveni biruitori. Noi nu vom reuși, înțelegeți noastră, noi nu vom reuși ca viața noastră să fie modelată de Hristos. Fratele Fănică spune, frate, te rog, lecțiunea se face din Biblie, nu de concepții de oameni care scriu broșuri și te trimit în Biblie. Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt, cine nu vorbește. Da, frate Fănică, dacă nu-ți convine, merge în altă parte. Du-te acolo. Păi tu crezi, frate Fănică, că am vorbit din pereți sau din concepțiile oamenilor? Eu n-am vorbit din concepțiile oamenilor. Înțelegi? Eu n-am vorbit din concepțiile oamenilor. Dacă nu-ți convine, merge în altă parte. Nu e nicio problemă. Nimeni nu este obligat să stea să accepte ceva sau să primească ceva. Sau să-ți pierzi timpul pe aici cu noi. Du-te, dragul meu, acolo unde crezi că ți-e bine. Eu niciodată n-am avut o mentalitate să-l convingi pe un om să rămână doar de dragul de a rămâne sau să-i spui omului ceva doar de dragul de a rămâne. Eu nu cred că ceea ce am vorbit acum, am vorbit baliverne. Înțelegi? Sau ceva care n-are legătură cu Scriptura. N-am vorbit așa ceva. Dacă tu crezi lucrurile acestea, e problema ta. Înțelegeți dumneavoastră? Și ce noi trebuie să-L primim pe Domnul Hristos în inima noastră, doar în felul acesta vom putea să reușim în efortul nostru de a deveni biruitori. Nu ne va fi de folos să rămânem străini de El, să credem că vecinii sau prietenii noștri pot să-L aibă ca salvator personal. Dar noi nu avem nevoie de experiența pe care ne oferă iubirea iertătoare. Noi trebuie să credem că Dumnezeu ne-a ales să fim mântuiți prin credință, prin Harul lui Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. Și trebuie să-L lăudăm și să-L glorificăm pe Dumnezeu pentru manifestarea atât de minunată Harului Său pe care nu-L merităm. Iubirea lui Dumnezeu atrage sufletul la Hristos pentru a fi primit cu bunăvoință și prezentat Tatălui. Înțelegi? Păi da, dar acolo nu prea pare întrebare și acolo pare inculpare, frate Fănică. Atunci scrie ca să pară întrebare, nu inculpare. Nu, dacă n-a fost așa, nu e nicio problemă, în cer iertare. Că de-aia suntem oameni și când zice Dumnezeu, dacă ai păcătuit și nu ți-ai dat seama și când ți-ai dat seama, trebuie să-ți ceri iertare. Dacă nu mi-am dat seama, am greșit, dar formulați, puneți acolo ceva, niște însemne, ca să se vadă că... Nu. Da, dragii mei, vorbire cu har. Zice, Domnul Hristos este exemplul nostru, nu numai în ce privește caracterul său nepătat, ci și în ce privește răbdarea, duioșia și starea de spirit cuceritoare. Viața sa este ilustrarea adevăratei curtoazii. El avea întotdeauna o privire binevoitoare și un cuvânt de mângâiere pentru cei asupriți și nevoiași. Când vedea oamenii obosiți, se învoia să poarte poverile lor grele. El lua parte la poverile lor și le repeta învățăturile
pe care li le dăduse din natură despre iubire, despre bunătate, despre binevoința lui Dumnezeu, Domnul Hristos a căutat să le inspire speranță celor mai aspri și mai nepromițători oameni, asigurându-i că pot atinge un asemenea caracter încât să se vadă că sunt copiii lui Dumnezeu. Ciurar Claudia, bine ai venit cu noi! Înțelegeți dumneavoastră? Deci noi putem atinge cele mai înalte cote spirituale ca să devenim copiii lui Dumnezeu în caracterul nostru, dacă vom face ce este drept, dacă vom vorbi ceea ce este drept. Zice, religia Domnului Hristos sensibilizează orice temperament dur și aspru și jlefuiește manierele necizelate și tăioase. Ea face așa încât cuvintele rostite să fie blânde și comportamentul să fie cuceritor. Zice, apostolul, văzând înclinația de a se abuza de darul vorbirii, dă îndrumări pentru folosirea lui, niciun cuvânt să nu vă iese stricat din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie. Expresia stricată înseamnă aici orice cuvânt care a lăsat o impresie defavorabilă principiilor sfinte și religiile întinate, orice exprimare care l-a împiedicat pe cel ce aude să-l vadă pe Hristos și ar îndepărta din minte adevărata simpatie și iubire. Ea include aluziile necuvincioase care duc la păcate mari dacă nu ne împotrivim lor imediat. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, aveți grijă ce predicați, aveți grijă ce ascultați. Că vedeți dumneavoastră, spune că înclinația de a abuza de darul vorbirii, mulți dintre cei ce predică cuvântul lui Dumnezeu au darul vorbirii. Înțelegeți dumneavoastră? Dar zice, ai grijă cum îl folosești. Că niciun cuvânt nu trebuie să ți se stricat din gură. Noi credem de multe ori că cuvintele stricate sunt doar acelea în care înjuri, care vorbești vorbe mizerabile și urâte și... Nu, dragii mei. Înțelegeți? Și aici spune să nu abuzezi de el. Și expresia stricată înseamnă orice cuvânt care ar lăsa o impresie defavorabilă principiilor sfinte și religiei neîntinate. Orice exprimare pe care tu aduci și îl împiedică pe cel care are nevoie de cuvânt să-l primească. Adică tu nu ai dreptul să faci în predicarea ta și în darul vorbirii tale aluzii necuvincioase care duc la păcate mari dacă nu ne împotrivim lor imediat. În toate învățăturile sale, Domnul Hristos a prezentat principii curate, clare. El nu a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit minciună. Ioan Marcela, bine ați venit cu noi. Nu s-a găsit minciună. De pe buzele lui curgeau continuu adevărul sfinte și nobilatoare. El a vorbit cum nu mai vorbise niciun om, cu o sensibilitate care atingea inima, cu cultivați obiceiul de a avea mintea îndreptată spre rugăciune și educați-vă limba să rostească numai cuvinte curate care să aducă vindecare, nu descurajare. Vorbiți despre bunătate, despre milă, despre iubirea lui Dumnezeu, lăsați la o parte cuvintele care exprimă necredință și tot ce este ieftin și vulgar. Lăsați cuvintele să fie curate ca să nu fie nimic de condamnat și cu siguranță pacea lui Dumnezeu va veni în sufletul vostru. Mă bucur, Nica, Domnul să-ți dea putere. Înțelegeți? Mintea noastră trebuie să fie preocupată spre rugăciune, să ne educăm limba, să nu vorbim prostii. Că de multe ori scoatem din gura noastră tot felul de prostii și tot felul de lucruri. Înțelegeți? Dumnezeu așa a vorbit. Lăsați lucrurile care să nu fie nimic de condamnat. Vorbiți despre lucrurile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt în viața credinciosului. Duhul Sfânt a fost îngăduit și făgăduit să fie cu aceia care luptă pentru biruință. Păi eu te întreb, dragul meu ascultător, în dimineața aceasta. Tu aștepți Duhul Sfânt, aștepți sigilare, aștepți ca Dumnezeu să vină să te ia la cerul, ca să fii mântuit. Tu nu vrei moarte, tu nu vrei, vrei lucrurile bune ale lui Dumnezeu. Da? Dar de ce nu lupți? Crezi că Duhul Sfânt va veni peste tine dacă tu nu vei lupta? Hai să ne întoarcem puțin în urmă aici, așa, cuvântul lui Dumnezeu spune spirala păcatului. Da? O luăm cu spirala păcatului de duminică și spune așa. Au fost ispitiți, erau într-o stare de tihnă. Cum suntem noi astăzi? Într-o stare de tihnă, da? Am pierdut din vedere să căutăm fără încetare fața lui Dumnezeu, am uitat să ne rugăm, am uitat să ne lăsăm în voia unei lucrări a lui Dumnezeu și ne-am lăsat în voia unei prea mari încrederi în noi.
Am devenit comozi, am devenit leneși, avem înclinație către distracții. Schimbarea majoră a hainelor. Trebuie să ne schimbăm inima și exteriorul. Trebuie să avem o vorbire dreasă cu har. Și apoi Duhul Sfânt îți este dat prin făgăduință dacă lupți. Păi dacă tu ai inclinație către alte lucruri, dacă tu nu lupți pentru sfințenie, dacă tu nu lupți pentru schimbare, dacă tu nu lași ca Dumnezeu să-ți modeleze viața și să-ți o facă asemenea Domnului Iisus Hristos, eu te întreb în dimineața aceasta, dragul meu, și pune-ți întrebarea destul de serios. Dacă cei mântuiți vor fi sigilați prin Duhul Sfânt, care va fi dat prin făgăduință și lucrarea din timpul sfârșitului, se va face nu prin putere și tărie omenească și prin Duhul Sfânt. Te întreb eu pe tine, vei fi mântuit? Va putea Duhul Sfânt să vină peste tine și să te sigileze când tu nu lupți pentru cauza lui Dumnezeu și pentru schimbarea ta, pentru transformarea ta, pentru ca tu să ai un caracter asemenea lui Hristos? Livia Cojocariu, bine ai venit cu noi în această dimineață. Când tu te rujezi, când tu te machiezi, când tu te vopsești în cap, când tu ai fuste scurte, când pieptul este scos la vedere să se uite bărbații, când bărbații uine, am văzut la congresul tinerilor acum care s-a făcut, în prezentările lor cu haine strâmte, bărbații, să se vadă toată rușinea. Dar ce, dragul meu, trebuie să-ți vadă ție altul că ai tu ce ai? Ai tu ce ai, ai ce ai, că Dumnezeu i-a lăsat fiecăruia ce a avut. Da? De multe ori ajungem să ne comportăm în felul acesta, ca să vadă și ceilalți. Femeile de multe ori de-abia așteaptă să vadă la alți bărbați ce n-are bărbatul lor. Sau bărbații vor să vadă la alte femei ce n-au femeile lor. Fă ca bărbatul tău și femeia ta să aibă ceea ce îți dorești, ceea ce cauți la altele. Păi da, că noi știți cum suntem noi oamenii. De exemplu, la un moment dat, femeile ajung pe la o vârstă de 50 și ceva de ani și bărbatul tot așa și unii din bărbați nu mai au potență ca să se împreune cu femeia, să consume actul sexual. Că au avut o viață stricată. Au mâncat cărnuri, au băut, unii au fumat, alții au muncit peste măsură și au bătut jos de viața lor și apoi vor la 50 de ani să aibă contact cu nevasta și cu bărbatul, dar de unde căruța s-a rupt roata în drum? Dragul meu, dacă toată viața ai pus povară pe trupul tău și pe corpul tău și n-ai mai uns ca și la căruță, dacă nu-i mai unge așa roata din când în când, păi la un moment dat se gripează și se rupe căruța în drum. Așa și cu bărbatul și cu femeia, îi se rupe căruța în drum. Zice, dom'le, mie îmi place să trăiesc viața, dom'le, mănânc, beau, trăiesc bine. Și apoi el trăiește toată viața, între ghilimele, bine, ajunge la 50 de ani, îi se rupe căruța în drum și se desparte, că nu-i mai merge căruța nici la unul, nici la celălalt. Poate la unul, la nevastă îi merge, nu-i mai merge la bărbat. Sau poate la bărbat îi merge, nu-i mai merge la femeie. Și ajuns să se despartă. Din ce cauză? De viața de bine pe care ai trăit-o tu pe parcursul vieții tale. De viața de bine pe care ai avut-o. Că tu nu te gândești că alimentația cu carne, lapte, brânză, ouă, îți omoară inima, îți omoară potența, îți omoară ficatul, îți omoară... Nu-ți place să mănânci verdețul, nu-ți place să mănânci legume, nu-ți place că bărbatul s-a îmbătrânit sau nevasta mai devreme, fiindcă n-ai să iei sănătos, că dacă vrei să ai o stare de bine la 50-60 de ani, să fii om în putere, mănâncă, domne, fructe, mănâncă legume, stai în aer liber. Noi nu ne place să stăm în aer sănătos și curat și liber, ne place să stăm unde e poluare, ne place să stăm sluji la stăpân, ne place să muncim din noapte și până noapte, să alergăm și munca peste măsură și stresul peste măsură și apa pe care o bem și nu-i bună, aerul pe care respirăm. Păi noi nu putem să avem pe amândouă. Dumnezeu zice, ori cu lumea, ori cu Dumnezeu. Nu poți să ai o viață, între ghilimele, trăită bine, că mi-am trăit viața, și apoi să ai un bărbat lângă tine, care să satisfacă și poftele celelalte, sau o nevastă lângă tine să satisfacă. Nu poți să te împarți în două, dragul meu. Nu poți să te împarți în două. De exemplu, mulți au trăit pe pământul acesta pentru pensie, nu ca să aibă o viață fericită. S-a sculat nopți întregi,
a muncit din noaptea, la 4 dimineața se trezea, pleca la lucru, lucra până noaptea, venea noaptea târziu ca să aibă o pensie. Și până la urmă moare, n-are parte nici de pensie, poate are parte și de despărțire, că femeia nu-i mai convine de tine, înțelegi? Și găsește pe unul care satisface poftele, sau un bărbat nu-i mai convine de femeie care s-a hodorogit, și găsește pe una care rupe gardul cu dinții, că așa a ajuns acum, că deja femeile după 50 de ani sunt mai rele ca cele tinere, rup gardul cu dinții. Din ce cauză? Din cauza nestăpânirii, din cauza nepocăinței, din cauza neînfrânării. Se spune un proverb și spune așa: cum trăiești la tinerețe, așa o duci la bătrânețe. Să ai trăit viața în felul acesta, așa o ai la bătrânețe. Nu se poate, dragii mei. Eu dacă aș fi știut lucrurile acestea de mult, aș fi trăit de mult sănătos. Aș fi putut la vârsta aceasta să arăt mai tânăr, să fiu mai sănătos, să fiu mai viguros, să fiu mai în putere. Înțelegeți? De mult aș fi făcut lucrul acesta și aș fi ieșit din mediul acesta urban, înțelegeți noastră? Și să am aer curat, să am hrană sănătoasă, fiindcă statul îți dă salariu, dar îți distruge fericirea, îți distruge viața, îți distruge familia, îți distruge tot. Muncești pentru niște amărâți de bani să te duci să cumperi mâncare otrăvită de la ei. Ia-ți, domnule, o bucată de pământ, muncește, să fii fericit, aer curat, apă curată, somn liniștit, odihnă, totul, mănânc sănătos, ai bărbatul lângă tine. Păi vă dați seama, Avram, la 80 de ani, și cu Sara, ba nu, Avram avea 90 de ani, 80 de ani, nu mi-aduc acum aminte, ori 90, ori 80, și face un copil la bătrânețe. Păi credeți că omul a trăit în orașe? Credeți că omul acela a lucrat la servicii să se scoale noaptea și să plece noaptea pentru o amărâtă de pâine? Credeți că omul acela a băut apă îmbuteliată care este otrăvită? Credeți că omul a respirat aerul poluat al mașinilor? Credeți că omul acela avea stresul acela și așa mai departe? Nu. Bună dimineața, Ana Toma. A trăit sănătos. Dar noi nu iubim viața. Lot ce a făcut? Lot zice, eu mă duc către Sodoma, către căpia aceea și valea aceea mănoasă, bine udată. A mers acolo. Ce a făcut? N-a făcut nimic, dragii mei. A rămas fără familie, a ajuns ca fetele să comită păcate grele cu el și tot felul de lucruri. Așa pot să fie oamenii viguroși în timpul acesta. Duhul Sfânt nu poate să vină peste tine. N-are cum, dacă tu nu-ți dorești lucrul acesta. Duhul Sfânt nu poate să vină peste tine dacă tu nu schimbi viața. Duhul Sfânt nu te poate sigila. Nu te poate sigila, dragul meu. Schimbă-ți viața. Sara 100, avea Sara 90. Nu zic că poate n-aveți dreptate, dar știu că Avram avea în jur de 90 și Sara avea 80 de ani. Sunt sigur de lucrul acesta. Poate greșesc. Că apoi spune că la 100 de ani ai lui Avram, când a murit, spune că când a murit Sara, spune că el s-a căsătorit și a luat altă nevastă. Da, poate greșesc eu, că mai pierd și eu din vedere multe lucruri. Deci, dragul meu, nu poți să faci lucrul acesta. Trebuie să schimbi viața. Că de la un timp de vreme te uiți că oamenii, bărbații și femeile în vârstă, nu mai dau niciun exemplu pentru cei tineri. Ei sunt mai răi ca cei tineri. Nu se poate. Și Duhul Sfânt nu poate să vină peste tine prin făgăduință dacă tu nu ai o luptă pentru biruință. Înțelegi? Așa, să mergem mai departe. Ca o demonstrație a întregii măreții, te va înzestra Duhul Sfânt cu putere supranaturală, îi va învăța pe neștiuitor tainele împărăției lui Dumnezeu. Faptul că Duhul Sfânt urmează a fi marele nostru ajutor este o făgăduință minunată din partea lui Dumnezeu. La ce ne-ar fi folosit faptul că singurul fiu al lui Dumnezeu s-a umilit, a suportat ispitele unui vrăjmaș viclean, a luptat cu el pe parcursul întregii sale vieți, pe pământ, apoi a murit?
El cel neprihănit pentru cei păcătoși, așa încât omenirea să nu piară, dacă Duhul Sfânt nu ar fi fost dat cu puterea lui continuă, lucrătoare, noitoare, pentru a face să fie eficientă pentru fiecare dintre noi lucrarea adusă la îndeplinire de răscumpărătorul lumii. Ar fi fost suficient moartea Domnului Iisus Hristos? Ar fi fost suficient ispitirea și toate lucrurile pe care le-a îndurat Dumnezeu fără Duhul Sfânt? N-ar fi fost, dragii mei. Împărtășirea cu Duhul Sfânt te-a făcut în stare pe apostoli să stea neclintiți împotriva oricărui fel de idolatrie și să-L înalțe pe Domnul și numai pe El. Cine, dacă nu Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și puterea sa divină, a călăuzit pana istoricilor sfinți ca să-i poată fi prezentat lumii raportul prețios al cuvintelor și lucrărilor lui Iisus Hristos? Cine? Că mulți dintre noi respinge pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt nu e așa, că e o putere, că e așa, că e nu știu. Cine dacă nu Iisus Hristos prin Duhul Sfânt? Cine? Și spune că în lucrarea din ziua cinzecimii putem vedea ce se poate realiza prin exercitarea credinței. Cei care au crezut în Hristos au fost sigilați cu ce? Cu Duhul Sfânt. Pe când ucenicii erau strânși la oaltă, a venit din cer ca un sunet, ca vâjeitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte unul pe fiecare din ei. Iar Petru s-a ridicat în picioare între ei și a vorbit plin de putere. Printre cei care l-au ascultat se aflau iudei devotați care erau sinceri în credința lor, dar puterea care însoțea cuvintele vorbitorului i-a convins că Hristos a fost cu adevărat Mesia. Ce lucrare puternică s-a făcut atunci 3.000 de convertiți într-o singură zi? 3.000 de convertiți. Deci nu poți ca să convertești pe cineva. Nu poți să propovăduiești cuvântul Dumnezeu fără putere sau cu putere, nu fără putere. Să propovăduiești cuvântul Dumnezeu cu putere dacă n-ai pe Duhul Sfânt. Nu se poate face lucrul acesta. Spune că în ziua cinzecimii s-au convertit mai mult decât în toți anii lucrării lui Hristos. Cu atât de mare putere va lucra Dumnezeu când oamenii se lasă conduși de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt cel făgăduit pe care El avea să-L trimită după înălțarea la Tatăl, lucrează continuu pentru a atrage atenția la marea jertfă ispășitoare de pe crucea Calvarului și pentru a-i descoperi lumii dragostea lui Dumnezeu față de om, pentru a-i explica sufletului convins lucrările prețioase ale Scripturii și a le arăta celor cu mintea întunecată razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii, adevărurile care le fac inima să ardă în ei datorită înțelegerilor lucrurilor veșnice. Mai arde inima noi pentru înțelegerile veșnice, mai arde inima noi pentru adevăr, mai arde inima noi pentru Dumnezeu? Dacă nu arde inima noi pentru adevăr, înseamnă că nu e Duhul Sfânt. Înțelegeți dumneavoastră? Dacă nu arde inima noi, suntem lipsiți de Duhul Sfânt. Să trecem, dragii mei, la ultima parte și apoi vom încheia. Ia să vedem cât este, 10:30, am parcurs de bine, destul de bine. Îmi pare rău că n-am putut să facem nimica, că s-a întrerupt. Asta este, ce să facem? S-a întrerupt, dragii mei, n-am putut să facem nimic. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Satana pretinde supremația asupra acestei lumi. El pretinde că noi suntem proprietatea lui. Deci îi vom satisface noi pretențiile lui Satana? Albinuță. Veni o albinuță aici să mă viziteze. Da. Întrebarea se pune, dragul meu. Îi satisfaci tu pretențiile lui Satana că el este stăpânul lumii și că tu ești proprietatea lui? Sau tu îi satisfaci pretențiile și satisfacțiile lui Dumnezeu? Nu sunt proprietatea, nu. Se pune aici un semn și zice, eu sunt proprietatea altei persoane. Deci noi trebuie să spunem nu. Nu doar cu gura, ci nu prin trăire. Prin trăire interioară și exterioară. Și noi să declarăm prin viața noastră și prin comportamentul nostru și prin trăirea noastră că noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Că noi am fost răscumpărați cu un preț, iar lucrarea mea este să slăvesc pe Dumnezeu în trupul meu și în conștiința mea.
Eu nu am timp să vorbesc despre necredință. Eu trebuie să vorbesc despre credință. Trebuie să-mi întăresc credința prin exercitare. Și astfel, în timp ce înaintez pe temeiul făgăduinței lui Dumnezeu, credința mea se dezvoltă și pot să înțeleg și să cresc tot mai mult. Un singur cuvânt de îndoială, o singură exprimare a unui gând rău, pregătesc calea pentru multe altele de acest fel. Este asemenea semănatului care pregătește un seceriș și puțin sunt cei care se pregătesc să-l adune cu mare grijă. Cei care sunt tulburați de îndoieli și trec prin dificultăți pe care nu le pot dezvolta, nu trebuie să învăluie și alte minți vulnerabile. În aceeași confuzie, unii și-au exprimat propria necredință și au transmis asupra altora, fără să aibă nici cea mai mică idee despre efectul produs. Bălău Vasile, multă pace, trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și să-i slujim în dragoste. Amin. În anumite situații, semințele necredinței au avut un efect imediat, în vreme ce în alții au rămas îngropate în minte mult timp, până când aceștia au început să se îndrepte pe o cale greșită și să-i facă loc inamicului. Ca urmare, lumina lui Dumnezeu s-a retras, ei au căzut pradă puternicilor ispite a lui Satana, atunci semințele necredinței, care au fost semănate cu atât de mult timp înainte, au început să răsară, Satana le cultivă și aduc roade. Exact cum vă spuneam și aseară, cum vă spuneam și de dimineață când am început școala de sabat. Copiii noștri care sunt duși la toate pregătirile bisericii și de conducători apostazia și idolatrii, Satana lucrează prin ei să cultive în mintea copilor noștri semințe care la unii încolțesc mai devreme și la alții mai târziu. Sau în biserici când se predică pentru ca să placă urechilor și să gâdile urechile noastre, semințele acelea care sunt amestecate cu adevăr, la unii încolțesc mai devreme, la unii mai târziu. Feriți-vă de toate aceste lucruri. Satana este foarte șiret și lucrează cu dibăcie încât ca semințele necredinței să fie semănate. Și ele vor lăsa, Satana le cultivă și ele vor aduce rod mai devreme sau mai târziu. Nu uitați că frații voștri sunt ființe la fel de supuse greșelii ca și voi. Priviți greșelile și abaterile lor cu aceeași milă și cu aceeași îngăduință care ați dori să fie manifestate față de voi. Ei nu ar trebui urmăriți defectele lor, nu ar trebui să trâmbițați pentru ca lumea să jubileze la aflarea lor. Auziți ce spune? Zice, nu ai voie să trâmbițezi. Nu ai voie. Nu ai voie. Ca să arăți defectele altora și să vorbești despre lucrurile fratelui tău. Și cum vă spuneam mai devreme, oamenii încep să vorbească prin biserici, să vorbească de mine, să vorbească de tine, să vorbească la adresa noastră. Dacă îi văd că nu ai păcate în viața ta, caută-mi păcatele alea din trecut. Hai bă să vă arăt eu cine e ăsta de predică, hai bă să vă arăt eu cine e celălaltul, hai bă să vedeți că nu e chiar așa. Și Satana înfiripează necredință în mintea oamenilor să nu vadă pocăința din viața unui om, să nu vadă că el este un mesager al lui Dumnezeu, să nu vadă că el transmite mesajul lui Dumnezeu, să vadă orice, dar să nu vadă adevărul lui Dumnezeu. Să nu vadă nimic. Să nu vadă nimic, dragii mei. Să nu vadă nimic. Și spune mai departe așa cuvântul lui Dumnezeu. Cei care îndrăznesc să facă acest lucru și așează pe scaunul de judecată și se fac singuri judecători ai altora, în timp ce neglijează grădina propriei inimii și lasă să crească în ea buruienii otrăvitoare, fiecare din noi are un caz aflat pe rol în tribunalul ceresc. Caracterul este cântărit în balanța cerului, a sanctuarului. Și trebuie să existe în toți o dorință sinceră de a trăi smerit și atent, ca nu cumva neglijând să lase ca lumina lor să lumineze în lume, să cadă din harul lui Dumnezeu și să piardă tot ce este de valoare. Toate dimensiunile, toate deosebirile și toate tendințele de critică trebuie îndepărtate împreună cu orice vorbire de rău și orice dușmanie. Trebuie cultivată bunătatea, dragostea, compasiunea, unul față de altul, pentru ca rugăciunea lui Hristos, ca toți ucenicii să fie una, așa cum El este una cu Tatăl. Să poată primi răspuns, armonia și unitatea sunt dovada
pe care ei o prezintă lumii că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, convertirea autentică va conduce totdeauna la o dragoste autentică pentru Iisus Hristos. Dragul meu, eu am terminat lecțiunea în această dimineață. Deci, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem. Dacă vom face altceva în afară de ceea ce ne cere Dumnezeu, noi singuri vom fi proprii noștri vinovați. Vinovați înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu de viața noastră. Tu astăzi, dragul meu, alegi cui slujești. Tu astăzi hotărăști cui te închini. Hai să vă mai arăt puțin priveliștea, să vă bucurați de ea. Deci tu alegi astăzi cui slujești. Tu ești liber să alegi de partea cui ești. De partea cui ești. Înțelegeți noastră? Haideți, dragii mei, să vă mai arăt și puțin prin grădină, că v-am arătat și data trecută. Haide că mă duc să vă arăt. Să vă arăt că nu v-am mai arătat de mult. Înțelegeți noastră? Să vă arătăm aici așa zic oamenii, așa zic frații, că mor, domne, de foame dacă stai la țară, domne. Mor de foame. Aici avem și de anul ăsta avem și o perișoară, 2-3, Domnul le-a binecuvântat. Înțelegeți noastră? Ia uitați, haideți să vă arăt, să vedeți cât de mare s-a făcut fasolea. Oricum am cules-o de vreo 3 ore, Ia uitați-vă ce mare este. E foarte frumoasă, ia uitați-vă, acolo are 2 metri și ceva înălțime, 2 metri și jumătate. Lasă, frate, să ardă, că toate vor arde, frate. Toate vor arde, stai liniștit. Așa, pe aici s-a scos ceapa, încă mai este fasole. Vreau să vă arăt, n-am văzut niciodată până acum o fasole de felul acesta. Nu știu dacă dumneavoastră, e prima dată în viața mea care văd, așa, ia uitați-vă ce flori face. E plină de flori. A început să se usuce, dar i-am dat puțin apă și a început să plece din nou. Frate, eu nu arăt aici la oameni să le arăt că am. Eu le arăt că se poate trăi la țară. De aceea fac din nou apel ca oamenii să iese afară. Uite, avem și țelină, avem și ridichii, avem și pătrunjel. Înțelegeți dumneavoastră? Acum mă duc să vă arăt roșiile, că nu le-ați mai văzut, cred că de 2-3 săptămâni de zile. Să vedeți că acum s-au dat pe rod foarte mult. Înțelegeți dumneavoastră? S-au dat pe rod foarte mult. Haideți să vă arăt. Ia uitați-vă. S-a culcat. Ia uitați-vă dumneavoastră. Nici nu mai stă în picioare. Ia uitați-vă de cât rod are. Uai de mine. Acum l-am văzut. Trebuie să vedem, să-i pun un arac ceva, că se sunt plini. Sunt plini toți de rod. Înțelegeți dumneavoastră? Sunt plini. Domnul binecuvântează, dragii mei. Vă încurajez să vă mutați la țară. Ia uitați-vă, roșii. Ia uitați-vă, să vedeți și dumneavoastră câtă rod au. Ia uitați-vă. Înțelegeți dumneavoastră? Sunt pline de rod. Ia uitați-vă. Și așa zic oamenii că nu se face, domne, nu mai dă pământul rod. Păi pământul nu mai dă rod dacă nu e sub binecuvântarea lui Dumnezeu, dragii mei. Ia uitați-vă, aici sunt roșiile acestea, au o jumătate de kil. Ele cresc aproape până la un kilogram. Și încă sunt multe, că a adunat soția și a pregătit pentru bulion. Înțelegeți dumneavoastră? Da. Înțelegi? E plin de rod. Se culcă ardeii la pământ, cu rod. Se culcă roșiile la pământ. Deci le-am pus araci, le înțepenim, le bătem. Că nu se... Deci, și credeți-mă, uite, cât vedeți dumneavoastră toată asta, nu știu dacă le-am mudat de 2 sau 3 ori, așa puțin, că a fost... E puțin perioada asta așa de căldură între 15 iulie și
15-20 de august. Atât. De acolo n-am mudat nimica. Înțelegeți dumneavoastră? Nu am mudat absolut nimic. Deci nu am mudat. Și morcovii s-au făcut. Morcov, dacă vă spun să vedeți cât de mari sunt, nu vă vine să credeți, dragii mei. Deci nu vă vine să credeți. Înțelegi? Fără udate, gulii și multe alte locuri. Lucruri. Da, frate. Poți să ai Mircea Brănescu. Poți să ai rod în tine. Vedea cât pe acesta se închide iar transmisia. Da. Și vreau să vă spun, dragii mei, de aceea v-am spus că de fiecare dată când ne întâlnim la școala de sabat, vă încurajez pe toți. Du-te, mă, Mircio, mă, du-te, mă, și du-te și plimbă-te și vezi de treabă. Înțelegi? Deci, vă încurajez pe fiecare dintre voi, dragii mei, să ieșiți la țară, să vă luați o bucată de teren, să cultivați, să cultivați pământul. Dragii mei, alții nu au însolarii. Am vorbit cu oameni care însolarii li s-a stricat, roșiile, ardeiul s-au stricat tot. Sunt afară în curte, dragii mei, sunt afară în curte. Sunt afară în curte. Le-ați văzut ce frumoase sunt. Sunt afară în curte. Dacă Dumnezeu nu poartă de grijă, dacă Dumnezeu nu binecuvântează, poți să faci tu. Am vorbit cu un sirian care s-a mutat aici la noi, e căsătorit cu o româncă și în solar, dragii mei, le-a stropit cu tot felul de chimicale, cu tot felul de lucruri. De li s-a stricat cartofii, li s-a stricat, cu toți oamenii care am vorbit, li s-a stricat cartofii, a rămas decât ștremelegele, decât bețele, s-au uscat, n-au făcut rod. Niște cartofiori mititei, așa, parcă sunt ouă de potârniche. Vreau să vă spun că Dumnezeu a binecuvântat și la ora actuală cartofii mei sunt verzi. Roșiile sunt în picioare, ardeiul este în picioare, fasolea, Dumnezeu a binecuvântat totul, dragii mei. Înțelegeți? Mircea Brănescu, hai, ia du-te tu și plimbă-te puțin, că e mai bine așa. Înțelegi? Deci, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează. Taraș Maria spune, Moldova, am avut multă secetă. Vreau să vă spun că aici a plouat foarte mult. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu a dat. Și oricum, am vorbit cu soția mea, chiar dacă Dumnezeu nu va da ploaie, va îngădui ca pământul să nu mai dea rod, nu asta e problema. Pentru mine este Dumnezeu. Deocamdată când ne poartă Dumnezeu de grijă și este alături de noi și ne întărește și ne susține, nu e nicio problemă. Și chiar dacă Dumnezeu nu ne va da rod, eu știu că Dumnezeu va fi alături de noi. Dumnezeu nu ne-a făgăduit că o să fie tot timpul hambarul plin. Dumnezeu zice, pâinea și apa nu-ți va lipsi. O înțelegi? Așa e, Costel Petrovici. A plouat, că și în alte părți a plouat, dar ploaia a făcut rău. Ploaia a făcut foarte mult rău. Peter, bine ai venit. Ploaia a făcut foarte rău. La multă lume le-a distrus recoltele. Ploaia, a venit ploaia acidă, le-a ars roșiile, le-a ars ardeiul. Dar am prieteni ai mei, frați cunoscut, care au solarii, s-au uscat de mult, n-au mâncat, s-au roșit jumătate, s-au îngălbenit și au fost, au rămas tari, au rămas sacre, n-au rămas bune deloc și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeu binecuvântează. Acum nu vine înaintea dumneavoastră să vă spun, domnule, stai puțin că eu sunt un om mai sfânt ca voi. Nu! Dar eu știu că Dumnezeu binecuvântează când ascult de El. Înțelegi? Când Dumnezeu zice să te duci în locul acela, să te pregătești, Dumnezeu are grijă de toate. Înțelegi? Eu v-am arătat așa lucruri puține. Avem multe lucruri pe care Dumnezeu le poartă de grijă. Dumnezeu poartă de grijă. Înțelegi? De aceea vă spun, oricum vin timpuri grele. Ăștia arată că se pregătesc din nou, iar ei anunțaseră că de anul trecut, din august, se pregătesc de pandemie, că ei se pregătesc din nou de COVID, dar văd că au amânat. Apoi a venit războiul, după război, acum iar vine nu știu, dar oricum ei se pregătesc pentru lucruri mari, dragii mei. Oricum va veni
prețuri mari, va veni sărăcie, va veni foamete. Pe foarte mulți oameni am auzit că tot ceea ce cumpărau înainte cu 100 de lei, acum nu mai cumpără, dragii mei, aproape nici cu 1000 de lei. E foarte greu. S-au scumpit toate și multe alte. Elena Tone, bine ai venit cu noi. De aceea luați-vă o bucată de pământ, munciți, cereți-i binecuvântarea Dumnezeu, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze, puneți-vă la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va binecuvânta. Înțelegeți dumneavoastră? Dumnezeu vă va binecuvânta. Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze. Puneți-vă în mâna lui Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează ce zic alții despre mine, că mulți vin, mă jignesc, vorbesc împotriva mea, că n-am eu treabă. Eu știu ce face Dumnezeu pentru mine. Așa fiecare să vadă ce face Dumnezeu pentru el în viața lui. Înțelegeți? Asta nu dă dovadă că unul e mai sfânt și unul e mai prost. Nu. Nu. Că și eu am greșelile mele, dar știu să mă duc să-mi cer iertare înaintea lui Dumnezeu, să mă umilesc înaintea lui Dumnezeu atunci când este nevoie să mă umilesc, să mă supun lui Dumnezeu. Și așa că trebuie să facem fiecare dintre noi cât încă se mai poate. Ieșiți, dragii mei, din orașe, ieșiți din satele aglomerate, luați-vă o bucată de teren, stați împreună cu copiii voștri, cu familia voastră, mâncați sănătos, trăiți sănătos. Când vă mutați la țară să lucrați pământul, munca pământului și munca câmpului aduce unitate în familie, aduce prosperitate în familie, aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Când omul trăiește sănătos, nu va mai fi nevoie ca să se despartă la 50-60 de ani, că nu poate să stea împreună cu nevasta lui și nevasta împreună cu el. Când oamenii vor asculta de Dumnezeu, se vor schimba multe lucruri și reguli în viața aceasta în care oamenii să nu mai păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Dar trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Eu le-am spus la mulți că vorbeam mai devreme de problema aceasta a sexualității între bărbați și femeie. Pentru mine nu e nicio problemă. Eu nu m-am căsătorit cu nevastă mea pentru lucrul acesta. Și eu m-am căsătorit cu nevasta mea pentru că eu o iubesc pe nevasta mea. Înțelegi? Și chiar dacă nu se va mai putea ajunge niciodată la o relație în această intimă, eu o iubesc că o iubesc. Nu o iubesc pentru că se culcă cu mine și nu o iubesc că nu se culcă cu mine. Eu o iubesc pe soția mea, așa ar trebui să ajungem toți. Dar cei care nu pot să trăiască, că sunt alții care au și peste 60 de ani și domne arde inima în ei de zici că băgară cărbun la centrală și ia foc într-una. Să se mute la țară. Să iese din mediu. Să elimine alimentația cu carne, lapte, brânză, ouă. Să mănânce fructe, legume și cereale și tot ce-i dă Dumnezeu. Să aibă aer curat, să aibă apă curată, să aibă pace și liniște, să iese din stres. Și Dumnezeu va face minuni în viața lor și de familie și de pe partea sexuală și spirituală și pe toate lucrurile acestea. Nu vă mai uitați după nevestele altora și după bărbații altora, fiindcă nu vă ajută cu nimic. Faceți păcate împotriva lui Dumnezeu, împotriva voastră, vă distrugeți familiile, vă distrugeți fericirea. Dacă rămâneți credincioși lui Dumnezeu și ascultați Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta și va reface orice lucru din viața voastră. Iubiți-L pe Dumnezeu, predați-vă mâna lui Dumnezeu și lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze. Câți dintre dumneavoastră vreți să plecați, dragii mei? Să ieșiți și să stați liberi. Liberi. Aseară am vorbit cu un viitor păstor. A terminat facultatea, a făcut doctoratul sau masteratul și acum doctoratul, așa. Și m-a întrebat multe lucruri așa și am rămas surprins că e înclinat să se mute la țară. Să se mute la țară cu soția lui, vor să muncească pământul, ea este medic, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și vor să asculte de Dumnezeu, indiferent ce ar fi. Înțelegeți dumneavoastră? De aceea vă spun, dragii mei, ieșiți afară, căutați-L pe Dumnezeu, slujiți-L pe Dumnezeu, iubiți-L pe Dumnezeu și Dumnezeu
vă va binecuvânta și vă va onora. Eu mă opresc aici în această dimineață, vă doresc tuturor un sabat binecuvântat, doresc ca Bunul Dumnezeu să vă poarte de grijă, să fie alături de voi. Dacă ați intrat în odihna sabatului fizic, rămâneți în odihna lui Dumnezeu și intrați și în odihna spirituală, fie că mâncați, fie că beți, fie că vorbiți, fie că gândiți, fie că priviți, fie că faceți alt lucru, faceți-l spre slava lui Dumnezeu. Lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze. Lăsați-l pe Dumnezeu să se apropie de voi. Căutați-l pe Dumnezeu, cunoașteți-l pe Dumnezeu, acceptați-l pe Dumnezeu în viața voastră și Dumnezeu vă va primi și vă va accepta în împărăția sa. Dragii mei, un sabat binecuvântat în continuare și toate cele bune. Dacă Dumnezeu va vrea, după amiază, între orele 4 și 5, ne vom întâlni în același loc și haideți să vorbim din nou despre viața la țară, despre ieșirea din orașe, despre pregătirea pentru marea criză. Haideți să vorbim despre cum trebuie să ne comportăm și să ne conformăm voinței lui Dumnezeu. Haideți să facem tot ceea ce ține de noi pentru salvarea și mântuirea noastră. Haideți să ne întâlnim din nou după amiază. Vă doresc multă pace și binecuvântare din partea Dumnezeu. La revedere!